pe forum este. Noi v-am invitat pe dumneavoastră astăzi, dar ați avut mai multe întâlniri. Ok, mersi, Iza. Ați avut mai multe întâlniri, deci la secții, să discutăm două documente. Unul care este finalizat, de acum s-a discutat și în secție și în societate, legat de prioritățile. Și al doilea, prioritățile științifice, și al doilea este programul național de cercetare inovare, care a fost săptămâna trecută. Care a fost săptămâna trecută transmis de către Ministerul Educației pentru a pregăti un aviz. Vreau să ieri să avut ședință și a discutat unele nuanțe acestor priorități. Și sigur că avem din partea secțiilor câteva propuneri pentru alegerea membrilor de onoare sau membrilor străini, cum în ultimii țări. Și la diverse, dacă vor fi chestiuni, propuneri dumneavoastră, puteți să-i propuneți. Vreau să vă întreb dacă aveți sugestii asupra ordinii de zi. Este propunerea de a o accepta și de a începe a o realiza. Bine. Aici, deci, începem cu prima chestiune, cu privire la prioritățile strategice ale domeniului cercetării și inovării pentru anul 2019-2021. Nu știu mai ce părți, stau într-o parte. Sau aici. La catedră, cum se spune în toate universitățile. Bine, acesta nu funcționează, a reușit să... Stimați colegi, vreau să începem cu aceea că conform... Nu, eu am să-l rog pe Igor ca tu să... Nu, eu n-am să reușesc să... Să schimb. Iată, tu urmărește, ce schimbă, da. Stimați colegi, dă-te loc prin următorul slide. Noi, conform deci, legii, codului științei și inovării, Academiei de Științe exercită rolul de consultant științific al Guvernului la stabilirea priorităților în domeniul priorităților în domeniul cercetării fundamentale și aplicative, este articolul 64, litera A din cod, iar secțiile de științe propun prioritățile în domeniile cercetării și inovării conform domeniului de competență. Este articol stipulat în articolul 67, alineatul 4, litera A. Forul academic urmează să producă prioritățile și să le propună spre aprobare Guvernului prin intermediul Ministerului... foarte bine. Mai bine așa citesc de calculator. Mersi. Și să le propui, deci, Guvernului prin intermediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Vreau să menționez tot aici că în conformitate cu prevederile codului, articolul 50, prioritățile strategice, foarte important această deci, prevedere, prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării se identifică în funcție de necesitățile de dezvoltare a țării, de potențialul existent, deci avantajul competitiv și evoluțiile factorilor externi ce determină dezvoltarea prin intermediul programului național și strategiile de dezvoltare sectoriale și în urma unui exercițiu amplu de consultare publică. Vreau să vă spun că această prevedere noi am luat-o ca bază pentru ca să facem, să spunem așa, deci cum pot fi plasate sau cum poate fi organizat organigrama acestor priorități. Noi am pus, deci, priorități strategice, domeniile prioritare, deci necesitățile științei și a țării, capacitățile noastre de a le valorifica și cam câți bani din banii care sunt preconizați pentru cercetare, putem să dăm pentru aceste priorități. Iată, din acest considerent noi am reușit și deci am crezut că deci aceste priorități ar trebui să stea la baza elaborării programului național de cercetare. Din păcate, nu s-a primit așa. O să vedeți dumneavoastră când o să vorbească deci, vicepreședinții coordonatorii secțiilor. Noi am primit, de fapt,
aproape 3 săptămâni să elaborăm priorități. Dar am spus că nu putem să le facem, ne-au dat o săptămână. Noi nu putem într-o săptămână. Trebuie să discutăm cu dumneavoastră, cu societatea. Dar ministerul s-a grăbit și deci a prezentat programul național cu direcțiile prioritare strategice vechi, care din păcate acum nu sunt în lege. Și lucrul ăsta noi o să-l stipulăm și o să-i rugăm pe ei ca ei să scoată cele vechi și să le aprobe peste noi, dacă or fi de acord cu ele. Acum noi cu dumneavoastră o să discutăm. Care sunt prioritățile vechi? Iată, sunt în următorul slide. Prioritățile vechi sunt 5. Este materiale, tehnologii și produse inovative, adică cele care au fost adoptate în 2014 până în 2020. A doua este eficiența energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie. A treia este sănătatea și biomedicină. A patra prioritate este biotehnologie. Și a cincea este patrimoniul național și dezvoltarea societății. Noi am făcut, deci am plecat spre, adică cum am luat toate decretele europene, unde este stipulat prioritățile programului Horizon 2020. Și iată care sunt, ele sunt aici scrise. Prima asta este excelența științei. Prima prioritate europeană în programul Horizon 2020. A doua este leadership în industrie. A treia este provocările societale. A patra este extinderea excelenței și lărgirea participării. A cincele este știința cu și pentru societate. A șasea este, deci, Consiliul European de Inovare. A șaptea este, deci, focusarea domeniilor. Următoarea este, deci, Institutul European de Inovare și Tehnologii. Și ultima este Euroatom. Acum se discute mai mult de ani de zile în Uniunea Europeană, în țări, la diferite foruri, diferite conferințe, se discute care ar putea să fie următoarele priorități europene pentru următorii ani 21, 27, 28. Iată ce propun europenii până când. Dar încă nu se știe, pentru că tocmai în 21 ei o să le aprobe. Acum este în stadii de discuții. Până când îi propun 3 piloni, deci 3 vectori. Primul este știința deschisă, al doilea este provocările globale și competitivitatea industrială și ultima este inovarea deschisă. În prima prioritate sunt Consiliul European de Cercetare, este acțiunile Maria Stradovskaya Curie care sunt legate de mobilități, este infrastructura care îi susțin destul de serios infrastructura institutelor. În al doilea vector, este asta sunt chestiunile pe verticală care îi le propun. Este sănătatea, societatea, deci inclusivă și securitatea, digitalizarea și industria, clima, energia și mobilitatea și ultima este, deci, alimentarea și resurse naturale. Și ultimul pilon pe verticală care îl propun, asta este, deci, Consiliul European de Inovare. Sunt ecosistemele inovative europene și este, deci, Institutul European de Inovație și Tehnologie. Acum, pe orizontală, ei propun următoarele. În primul rând, deci, lărgirea sau, mai bine zis, îmbunătățirea excelenței și reforma continuă a sistemului de cercetare inovare din Europa. Acestea sunt discuțiile care astăzi se produc în toate țările europene și la noi, apropo, noi nouă dată discutăm sau în ale noastre ședințe, conferințe sau discuții. Acum vreau să vă spun că noi am hotărât ca să ne adresăm la unele țări, să vedem în unele țări care sunt prioritățile ca să ne putem inspira. Deci, una, ne inspirăm de la europeni, a doua, ne inspirăm de la țările europene și al treilea, ne inspirăm de la ai noștri, de la dumneavoastră, de la ceea ce se face în țara noastră. Să vedem acum câteva țări, ce priorități le au astăzi, ce au, pentru că toate țările se pregătesc ca să aprobe prioritățile pentru anii următori în 21. A noștri s-au grăbit și o fac acum. De ce există un consens, o propunere consensuală ca noi să facem totuși până în 21, dar din 21 să elaborăm noi, să vedem ce o spui europenii, ce o spui țările europene, pentru că și chinezii, și americanii, și japonezii,
și toată lumea latină, deci din, din America Latină, care dau 4% pentru cercetare. La dânsii foarte se dezvoltă țările, se dezvoltă industria, pentru că se bazează potențialul intelectual. Ei toți așteaptă anul 21, vor să vadă ce o să facă Europa și încotro să o iei și ei, pentru ca să se reușească să facă, deci să reușească să intensifice procesul de dezvoltare a țărilor, că toată lumea vrea bunăstare și vrea să trăiască mai bine. Austria luăm, așa? Care sunt prioritățile? Au 5 priorități astăzi. Este schimbarea climii, deci energia care este astăzi insuficientă și resurse naturale, materia primă. Deci astea sunt problemele, cum ar putea mai efectiv să le utilizeze, Mai departe, deci producția sustenabilă, durabilă a materiei prime, a combustibililor, cum ar fi bioenergia, asta energia solară, fotovoltaică, deci da, solară, și mult acum se vorbește despre energia geotermală, deci de a folosi energie geotermală. Și a patra prioritate este schimbările sau provocările demografice pentru scopul de a mări calitatea vieții, atât pentru populație, cât și pentru mediu. Sunt foarte interesante și întrebări. Banii toți îi îndreaptă anume în acest domeniu. Ce face Danimarca? Danimarca, deci, are 4 tot priorități. Deci, oportunitatea noilor tehnologii, protecția mediului sau deci creșterea producției verzi, creșterea producției prietenoase mediului, deci o sănătate mai bună și populația și societatea. Germania are 5 priorități, deci high-tech și inovări, clima și mediu, sănătatea, lumea digitală, economia și energie. Irlanda are, deci, IT, sănătatea și, deci, bunăstarea, alimentarea, energie, acțiuni climatice și sustenabile, deci, antreprenoriatul și materialele, inovările, servicii inovative și procese de business. Acum Italia are 4 grupe, 12 priorități, aici sunt descris, aerospas, deci producția inteligentă, alimentarea agricolă, sănătatea, designul, creativitatea, chimia verde, deci patrimoniul cultural, deci creșterea albastră, a mărilor oceanelor, studierea, deci mărilor și oceanelor, nu, italienii pot să-și permite, deci comunicările inteligente, viața și tehnologia și mediu, energia și mobilitatea durabilă. Acum o grupă de experți moldoveni, cred eu că s-au inspirat și de cei din Europa, au creat, au elaborat un proiect pilot de priorități de dezvoltare a Republicii Moldova pentru viitor. Și atât noi am preluat, se numește specializare inteligentă. Știți dumneavoastră cine cunoaște, citește, ce fac europenii, asta este un domeniu foarte prioritar pentru Europa și pentru toată lumea. Ei au luat și au împărțit echipa aceasta de experți, au luat și au împărțit Moldova practic în 3 părți, separând și Găgăuzii și Transnistria. Pentru Transnistria n-au propus nimic, pentru că cred că n-au avut acces la datele transnistrene, dar pentru partea din nord, centru și sud au, deci, propus unele priorități. N-am ținut cont și de aceasta. Ei propun ca centru, așa-i, Chișinău și mai ales partea din nord să fie în mare măsură dezvoltare industrială, dar tot centru și sudul, în deosebi, să fie mai multă dezvoltare de procesare a produselor agricole. Și am ținut cont și de chestia aceasta, pentru că fără suport științific a acestor priorități practic naționale, este foarte complicat de crezut sau de visat măcar că ele vor fi realizate. Acum,
Acum s-au dat vreo 2-3 milioane de euro a unui expert grup de la noi, pentru ca ei să elaboreze o strategie de dezvoltare a Republicii Moldova până în 30. Vreau să vă spun că eu personal, nu știu dumneavoastră, puteți să citiți, poate vă place, poate cunoașteți, și mai departe, eu personal am crezut că asta este niște piloni, niște priorități care ar putea să fie bune pentru o țară africană, pentru o țară subdezvoltată, care încă nu a ajuns la un nivel măcar cât de minim pentru a spune că ei încep să se dezvolte. Nu putem să spunem creșterea veniturilor pe surse durabile, pe chiar aici să luăm un echilibru mai bun între muncă și familie, oportunități egale pentru educație, asta când a fost în anii 40, atunci când se considerau, noi ne consideram foarte înapoiați, atunci putea să fie oportunități pentru toți pentru educație. Dar astăzi educația trebuie să fie pe primul plan, dar nu oportunitate pentru... Sunt niște chestiuni care prin mine nu pot să spun că nu ar trebui să promovăm prioritățile noastre științifice bazându-ne pe chestii de astea foarte, foarte triviale și destul de primitivi, nu pentru țara noastră, care noi totuși ne considerăm o țară europeană. Pentru a merge și a elabora diferite documente, de fiecare dată, foarte important este trebuie de a înțelege care sunt sloganele principale acestor argumente, cum ele se diferesc, că în baza acestor noi putem să îndreptăm gândirea noastră. Prioritate. Din DEX am luat, este însușire de a fi primul dreptul de a ocupa locul de importanță ca valoare. Însușire, învățare temenică, asimilare de cunoștință. Prioritate strategică, nu există nicăieri chestia aceasta, iată noi o propunem ca definiție. Se identifică în funcție de necesitățile de dezvoltare a țării, de potențial existent, de avantajul competitiv și evoluțiile factorului extern ce determină dezvoltarea prin programul național și strategiile de dezvoltare sectoriale și în urma unui exercițiu amplu de consultare publică. Domeniu, cuprins unei științe, ale unei arte, sfere de activitate. Și necesitate sau problemă sau provocare, ceea ce se cere, se impune să se facă, ceea ce este de absolută trebuință, de nevoie și potențial, care are în sine toate condițiile existente pentru realizare, capacitate de muncă, de producție, de activitate, randamentul calitativ și cantitativ a unei munci. Chestiile acestea sunt necesare pentru a înțelege de ce noi în prioritățile strategice folosim aceste slogane. Acum, stimați colegi, acum noi, 3 săptămâni în urmă, am inițiat din numele prezidiumului ca la secțiile noastre să se discute prioritățile strategice pe care secții se propună. Vreau să vă spun că s-au propus peste 40, chiar în jur la 50 de diferite priorități din partea dumneavoastră. Sigur că noi a trebuit să ținem cont de un document foarte important care se numește peer review a unor experți europeni care au sugerat ca Republica Moldova să nu aibă multe priorități pentru că el nici nu are suficiente posibilități de a le valorifica. Pentru că noi, în mare măsură, suntem produși sovietici, unde am avut un spațiu de la Brest până la Vladivostok și tot timpul ne-am gândit într-un masștab de spațiu foarte mare. Acum trebuie să îngustăm acest spațiu de la Prut până la Nistru și de ce, știind că deci atunci era finanțarea științei 1.300.000.000 de ruble, apropo, până în 90, și era alt fel se abordau chestiile, acum finanțarea este în jur la 20, maximum 23-24 de milioane de euro. Dacă facem o analogie cu orice, de exemplu, eu tot timpul spun despre Facultatea de Chimie a Universității Newcastle, unde noi cu răposatul academician Turte am avut un proiect de 5 ani de zile de mobilitate și am fost acolo și am ținut cursuri de lecții. Facultatea de Chimie a Universității Newcastle este finanțată cu 38 de milioane de pounds. Sau asta peste 40 de milioane de euro. Toată știința Republicii Moldovei, 20 de milioane de euro. Deci noi trebuie să reușim din posibilitățile și capacitățile și ceea ce avem noi. Și atât de aici noi am analizat tot ce ați propus dumneavoastră și am analizat ceea ce este în Europa, ceea ce este în lume și am ajuns la ceea că noi am putea pe aceștia 3 ani de zile
să avem trei priorități. Și iată vă le propunem. Una este prima și ca în aceste să nu fie trei priorități, ca să fie prioritățile pentru fiecare secție. Tot nu este corect, noi considerăm. Ca în toate aceste secții să se poată să regăsească, în una din priorități poate să regăsească și alte secții și dumneavoastră lucrul ăsta acolo și o să-l simțiți sau o să-l vedeți. Să luăm prima prioritate, calitatea și securitatea vieții. A doua prioritate este prioritate strategică. A doua este tehnologie emergente și ale viitorului. A treia este societatea cunoașterii și industrii creative. Deci am spus că conform sugestiilor experților europeni și nu numai, și din UNESCO au participat și de la Federația și de la Federația a Savanților și așa mai departe. Deci noi am propus aici. Acum să vedem fiecare, care este argumentul fiecarei priorități. Prima prioritate este calitatea și securitatea vieții. Eu dau citire și dumneavoastră, deci vă rog să meditați și să ascultați. Prioritatea strategică este focusată pe oferirea soluțiilor pentru un nivel înalt al calității vieții în beneficiu fiecărui cetățean, dar și a mediului ambient. Această prioritate se realizează în condițiile în care populația, dar și abitatul acesteia, se confruntă cu varii adversități, iar țara însăși are nevoie de soluții eficiente și inteligente pentru a diminua cheltuielile pentru domeniile costisitoare, precum sănătatea, agricultura și industria alimentară, mediu, energie tradițională și cea de alternativă. Iată, acesta este argumentul de ce noi considerăm că trebuie să fie această prioritate strategică în țara noastră pe următorii 3-4 ani de zile. Acum, noi n-am putut să lăsăm de ceea ce dumneavoastră ați propus pe parcurs, foarte multe teme, foarte multe, deci, care sunt importante. Bine, le-ați considerat ca priorități. Noi am ajuns la concluzie că noi trebuie să formulăm și domenii prioritare. Este priorități strategice în trei, domenii prioritare pentru care sunt mai multe. Iacă domenii prioritare pentru prima prioritate strategică. Primul domeniu prioritar, noi considerăm și avem și, vedeți, dumneavoastră, următoarea coloniță, sunt tematicile, domeniile și sunt potențial și costurile. Genetica, fiziologie și biochimie plantelor, animalelor și a omului. Prima, ce tematici sau ce necesități pentru știință și pentru țară sunt în acest domeniu prioritar este, prima, mecanisme genetico-moleculare și fiziologo-biochimice a procesului de creștere și producție. Este clar pentru dumneavoastră. Al doilea, ameliorarea plantelor și animalelor, crearea de noi soiuri, hibrizi, forme, clone, rase, deci linii, într-o majorare a potențialului genetic și de productivitate. Și următoarea este genetica umană. Nu, dumneavoastră, eu am o propunere. Dumneavoastră, faceți-vă însemnări. Când o să termin eu, o să dați întrebări și o să discutăm. Asta nu este dogmă, asta este o propunere. Și eu vă rog, dumneavoastră, să nu vorbiți cu mine și cu noi agresiv. Noi nu avem nimic împotriva dumneavoastră, dar nici nu vrem ca dumneavoastră să ne agresați. Eu vrem ca să organizăm astăzi un dialog. Noi propunem. Dumneavoastră, nu sunteți de acord, spuneți de ce. Schimbăm, nu este dogmă, ne-am înțeles, dacă sunt specialist, eu nu sunt specialist în genetică umană. Mai departe, a doilea, că noi putem și altele să le scoatem, care dumneavoastră poate le susțineți. Servicii de sănătate, al doilea, tratarea maladiilor și riscuri epidemiologice. Aici, prima, tot ce e scris aici, vreau să vă spun, sunt preluate din propunerile dumneavoastră, nimic noi n-am inventat. Noi pur și simplu le-am aranjat. Al doilea, primul, deci maladiile transmisibile și non-transmisibile. A doua, prevenirea și fortificarea dirijată a sănătății somatice și psihice. Iată, doamna Canician. A treia, probleme demografice a Republicii Moldova. 4. Tehnici și tehnologii medicale de tratare a bolilor, produse farmaceutice și sanogene din materii prime autohtone. Eu nu mai spun că așa scrise, dacă o să aveți de adăugat cine poate să mai... Nu, așa nu e problem, poate participi și oricine la... Vreau să menționez ca să nu uit. Aceste priorități, care până la urmă vor fi sau nu vor fi
aprobate de guvern sau vor fi schimbate de către guvern, că vor fi date la ministerie pentru avizare, ele vor fi baza anunțării concursului de către Agenția Națională de Cercetare și Inovare. De aceea este un document foarte important pentru toată comunitatea științifică și pentru dumneavoastră. Dar dumneavoastră fiecare să nu refuzați cumva, pentru că o să fie probleme. Dumneavoastră sunteți experți. O să fie proiecte, trebuie să le faci expertiză. O să fie rezultate, toate rezultatele proiectelor naționale și bilateral, toate o să fie discutate la secții. Și dumneavoastră o să le dați aviz. Dacă o să le dați un aviz de foaie verde, superficial, de laudatio și fără o critică științifică din punctul de vedere a cunoașterii, atunci eu vreau să vă spun că sigur că noi o să ne parafinim, scuzați-mă, de astfel de expresii bădărănoase pe care eu le-am spus de la tribuna președintelui Academiei. Am înțeles, da? Următoarea este a treia domeniu prioritar, biotehnologie, procesare și medicină umană și veterinară. Biotehnologie agricole, medicină veterinară și procesare, tehnice, echipament agricol, biotehnologii microbiene inovative pentru industria farmaceutică, medicală și cosmetologică. A patra, securitate energetică, seismologie și construcții durabile. Managementul inteligent în sistemul energetic, diversitatea energetică și energie regenerabilă. A doua, reorganizarea sistemului energetic sub aspect economic, ecologic, tehnologic și social în baza conceptului trilemei de energie. 3. Securitatea antiseismică și construcția edificiilor a țării în corespundere cu pericol seismic real. 4. Materiale de construcție autohtone, dezvoltarea durabilă 5 a teritoriilor și 6. Managementul eficient geologic și a resurselor acvatice. Și ultimul domeniu prioritar a priorității numărul 1 este solul, apa, biodiversitatea, schimbarea climii și protecția mediului ambient. Mersi. Aici ce se include? Degradarea fizică, chimică și biologică a solului, procese chimice, fizico-chimice în mediul ambient și valoarea biologică a habitatului, monitoringul integrat de mediu, prevenirea invaziilor biologice periculoase, dezastre naturale, schimbarea globală a climei și impactul asupra țării, control analitic al ecosistemelor, dezvoltarea de noi tehnologii de tratare a mediului ambient. Deci acestea sunt necesitățile și dezvoltarea țării. Acum, ce așteptări ne-am gândit noi și cu dumneavoastră ne-ați propus, ce așteptări sunt de la valorificarea acestor deci priorități strategice, domenii strategice și tematici care noi aproximativ le-am inserat aici, propuse de dumneavoastră. Pentru știință, ce așteptări sunt de la această prioritate? Avansarea și consolidarea cunoștințelor fundamentale, aplicative și de dezvoltare experimentală în genetică, în fiziologie, în biochimie, în biotehnologie, în medicină, în agricultură și în alte domenii care, sigur că aici, pot fi inserate. Pentru societate, ce va avea societatea în rezultatul valorificării sau în rezultatul realizării acestei priorități? Generarea produselor sento-intensive noi, soiuri, hibrizi, forme, clone, rase, cross-uri, linii, produse farmaceutice, sanogene, cu potențial competitiv inclusiv pentru export. A doua, îmbunătățirea sănătății și calității vieții cetățenilor, prevenirea și combaterea maladiilor, inclusiv fortificarea dirijată a sănătății. Și ultima, elaborarea soluțiilor complexe și fizabile pentru problema demografică a mediului, securitatea seismică și a construcțiilor. Iată, aceasta va avea țara noastră și știința dacă noi deci vom realiza aceste priorități. A doua prioritate este tehnologie emergente și ale viitorului. Această prioritate este argumentată în felul următor. Prioritatea strategică, a doua, va fi focusată pe oferirea soluțiilor competitive și inovatoare pentru economia țării, care au potențial de avansare a științei, de crearea produselor noi sau a celor îmbunătățite, generare a unei valori adăugate a productivității, cu un considerabil impact potențial socioeconomic. Prioritatea este direcționată spre crearea noilor locuri de muncă, oportunități economice pentru mediul de afaceri,
dar și crearea fluxurilor adiționale pentru economia țării. În cadrul priorității se identifică următoarele domenii: matematică și tehnologie informaționale, chimie, științe despre materiale, fizică, inginerie, tehnologii și produse inovative. De subliniat că, conform indicatorul scintometric, științele care se încadrează în această prioritate au cea mai mare pondere în contribuția Republicii Moldova la știința globală. De asta știți despre aceasta, eu de zeci de ori am vorbit despre aceasta și am arătat în un singur slide și în toată lumea lucrul ăsta l-am promovat. Deci care, în această prioritate strategică, care ar fi domeniile? Aici deci vin sau se iscă trei domenii. Prima este metode și teorie matematică fundamentală, aplicativă și tehnologie informațională. În necesitățile țării și științei pentru acest domeniu prioritar sunt modele matematice a proceselor tehnologice, economice, ambientale, medicale și sociale. Este securitatea cibernetică, codificarea informației și criptologiei. Este dirijarea patrimoniului cultural, digitalizarea patrimoniului cultural și dezvoltarea conținutului digital național. Și este așa un domeniu care e propus de către dumneavoastră, știința datelor, că nu era până acum, dar la ultima deci, consultare, deci a apărut, eu sunt de acord că este foarte important, astăzi este, în mare măsură, baza dezvoltării și baza cunoașterii. A doilea domeniu prioritar. Fizica și chimie materialelor și proceselor, inginerie, tehnologii și produse inovative. Aici merg următoarele deci necesități pentru știință și ce am putea noi să facem. Sinteza și analiza chimică, știința materialelor și tehnologii pentru industrie farmaceutică, cosmetică, agricultură, inginerie, terapie celulară, electronică, optoelectronică, fotonică, spironică și spintronică. Vreau să vă spun că toate chestiile acestea, ați văzut, dumneavoastră sunt de acum în două locuri, de ce? Pentru că a fost insistența secțiilor, insistența dumneavoastră, de a spune ca să nu facem sinteză, ca să nu facem obținerea materialelor, pur și simplu ca alții din alte țări să le folosească. Să fie sintetizate, obținute, pentru ca să fie indicat că iată, asta se face din materie primă, asta se face pentru electronică, asta se face pentru farmaceutică, ca țara noastră să poată să beneficieze de noi, dar nu să spui că noi facem, dar ei nu beneficiază. E clar, cred că, da, care este ideea. Următoare este sisteme inteligente, inteligență artificială și robotică. Ați văzut dumneavoastră că guvernarea astăzi atrage foarte mare atenție asupra acestui domeniu, care în mare măsură se dezvoltă la Universitatea Tehnică. Următoare, producția alimentară și industria autohtonă competitivă pe piețe interne și externe. Potențial este foarte important. De multe ori, deci eu acest punct numărul 5, ba îl scoteam, ba îl puneam, ba îl scoteam, ba îl puneam, nu la prezidiu. Dar eu consider că cine o să facă proiecte pe acest punct, o să fie foarte interesant pentru societate și mai ales pentru clasa politică să cunoască cine suntem noi. Potențialul științific acumulat pentru a oferi acces la tehnologiei de vârf, crearea noilor locuri de muncă și oportunităților economice pentru mediul de afaceri. Și ultimul domeniu prioritar sunt tehnologii digitale în beneficiul mediului economic și social al țării. Prima, dezvoltarea de noi forme de producere, furnizare și consum a informației. 2. Noi metode inovative în educație, ocrotirea sănătății, economiei, protecție socială, etc. 3. Servicii publice, digitale și internetul, deci obiectelor. Nu, eu nu sunt chiar atât de acord, dar prezidiumul a insistat, pentru că aici este foarte mult, aproape la toate trei, se vorbește despre digitalizare, se vorbește despre modele, dar probabil astea sunt chemările societății și, în principiu, eu am acceptat, dar dumneavoastră, deci o să vedeți. Următoare, care sunt acceptările? Pentru știință, la fel, se vor consolida cunoștințele fundamentale, aplicative și dezvoltare experimentală, în matematică, în fizică, în chimie, în științe despre materiale, în inginerie, în tehnologie informaționale, etc. Pentru societate, ce va avea societatea din a doua prioritate? Generarea produselor și intensive noi, materiale, tehnologii,
cu aplicare în economie, agricultură, mediu, medicină și domeniul social. Și ultimul, crearea noilor locuri de muncă și oportunităților economice pentru mediul de afaceri. Nu odată spune despre aceasta când întreabă ce faceți voi savanți cu bani. Eu dau exemplu cu marele deci, savant electrochimist Michael Faraday. Când a venit un lord și a spus, domnilor, la noi în Parlament se discută că trebuie să vă dăm 200 milioane. Ce faceți voi cu banii ăștia? Ne arătați cu ce vă ocupați. Și repede profesorul Faraday a început să facă acolo un sistem electrochimic arătat că apare deci, electricitate, s-a prinde becul, se uite la dânsul și spune, noi atâția bani vă dăm dumneavoastră. Bine, dumneavoastră aveți vă faceți niște scamatorii aici, niște circuri vă faceți, așa, niște plăceri vă faceți. Ce o să avem noi de la asta? Și profesorul Faraday foarte calm a spus, voi o să aveți impozite. Asta și este, domnule. Politicienii, guvernanții trebuie să știe că în rezultatul cercetării ei până la urmă să aibă impozite. Asta să nu uite niciodată. Și a treia prioritate este societatea cunoașterii și industriei creative. Prioritatea strategică este focusată pe oferirea soluțiilor de provocările societale în care se confruntă Republica Moldova. Prioritatea înglobează domenii care generează și consolidează valorile culturale, istorice, ale patrimoniului național, precum și oferirea suport autorităților în procese de modernizare a țării. Totodată, prioritatea propune lansarea proiectelor de identificare a industriilor creative în Republica Moldova, care reprezintă activități economice concentrate pe generarea și exploatarea cunoașterii și a informației. Care sunt domeniile strategice acestei priorități? Aici, deci, din ceea ce ați propus dumneavoastră, noi am putut să formulăm trei. Primul domeniu strategic este modernizarea statului și a economiei naționale în contextul proceselor de reintegrare națională și europeană. Care sunt necesitățile? Ce trebuie noi să facem în acest domeniu? Prima, ameliorarea calității adoptării și aplicării legii în Republica Moldova în baza principiilor generale ale dreptului european, legitimitatea, democrației și securitatea. De fapt, noi ce am schimbat? N-are importanță. Bine, lasă. Noi ce am schimbat. Bine. A doua este oportunitățile, nu nimic strașnic. Aici ele au rămas, ele pur și simplu din două s-au făcut una. Din prima și a treia a devenit una. A doua, oportunitățile și riscurile evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Noi nu putem să privim numai, cum spun, ce se întâmplă, fără ca să ne implicăm și să studiem și să spunem părerea noastră despre oportunitățile și riscurile relațiilor noastre cu Uniunea Europeană. 3. Consolidarea mecanismelor de securitate națională, de protecție a drepturilor omului și calitatea actului justiției a țării. Tot noi trebuie să participăm foarte activ, pentru că nu putem să privim numai canalele la televiziune și să ne uimim și fără ca să studiem. Dar pentru asta statul trebuie să dea bani și dumneavoastră trebuie, sau comunitatea științifică trebuie să participe la concurs, să dea proiecte, ce vreți să facă ea și pe urmă să le dea rezultate sau opiniile despre fenomenele care au loc în societate. 4. Modernizarea politico-juridică, social-economică a Republicii Moldova. Da, printre alte 1, 3 și 4, noi am unit în una. Bine. 5. Stabilizarea situației demografice, diminuarea decalajului social și asigurarea incluziunii sociale. Eu de aici știți, eu de acolo știți. Da, dar aici și vă eu nu e de aici. Da, am înțeles. Aici eu am înțeles. La mine în calculator a rămas formula veche, formula nouă. O, trec cu aici, domnul Căci. Nu vă nervați. Stresurile provoacă cancer, provoacă tumori, provoacă orice. De ce vă rog, nu stresați și dumneavoastră și pe nimeni. Așa, vă rog. Deci, citesc încă o dată. Dar, păi, doamne ferești, cine a spus că eu sunt prost, dar dumneavoastră cărturare? L-a spus cineva? Nu a spus nimeni. Eu îmi cer scuze că eu am citit varianta veche, dar varianta nouă este aici. Mulțumesc pentru observație, eu am venit aici. Numai eu vă rog foarte mult, calm. Eu înțeleg, dar eu primesc foarte aproape
cei ce vorbiți dumneavoastră, pentru că s-a vorbit foarte mult despre mine. Următoare, încă o dată citesc. Oportunități și riscul evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. 2. Amelorarea calității adoptării și aplicării legii. Nu, eu aici vreau să spun că dumneavoastră chiar într-adevăr urmăriți. Amelorarea și calității și aplicării legii. Consolidarea mecanismelor de securitate națională, protecție și a drepturilor omului și calitatea actului justiției a țării. 3. Diminuarea decalajului social și asigurarea incluziunii sociale. 4. Marketingul și competitivitatea economiei naționale. 5. Antreprenoriatul inovativ, parcuri științifico-tehnologice și industriale, start-up-uri și incubatoare inovaționale. A doilea domeniu prioritar, cercetări filologice și enciclopedice, valorificarea patrimoniului național și a moștenirii istorice. Și propun următoarele necesități. Limba română în plan structural, funcțional, istoric, informațional și noi, la prezidium, am adăugat și insistăm să fie acceptat și de promovare. Când noi studiem de acum 27 de ani limba română, dar niciodată nu studiem de acum să o promovăm, pentru că tot se rusifică în ultima vreme, în ultimul an tot se rusifică societatea. 2. Literatura română în contextul valorilor culturale, naționale și europene universale. 3. Cercetări enciclopedice și filozofice pentru edificarea societății bazate pe cunoaștere. Clar. 4. Patrimoniu istoric și arheologic în plan național și european. 5. Istoria Moldovei în dimensiunea națională și regională. 6. Etniile în contextul culturii naționale. Noi vrem ca savanții noștri, cercetătorii noștri să examineze etniile nu separat și tot timpul noi să le dăm lor, cum se spune, că lapte. Dar ele trebuie să intre în contextul culturii naționale și nu separat de cultura noastră. 7. Asta, apropo, noi la prezidium am avut discuții foarte aprinse pe temele acestea și ia că am ajuns așa concluzii în conformitate cu propunerea dumneavoastră, iarăși subliniez. 7. Evoluția națională și universală a patrimoniului cultural și artistic. Și al treilea domeniu, prioritar, dezvoltarea și perfecționarea sistemului educațional în vederea consolidării capitalului uman prin dezvoltarea Republicii Moldova. Vreau să vă spun că în jurul la acest domeniu prioritar, la prezidium tot a fost discuții foarte aprinse. De ce? Pentru că nu înțelegem noi cu ce se ocupă astăzi știința educației. Știința educației nu este curriculum numai, știința educației nu este istoria deci organizațiilor pionierești și așa mai departe, ceea ce se face, din păcate, este, noi ne-am uitat ce se face astăzi în Uniunea Europeană, este puțin altfel. Și ne-am consultat de două ori domnul Buciac și s-a consultat cu specialiști și am ajuns la această concluzie până la urmă că această prioritate științifică și existe pentru că ea este izvorul creierii patrimoniului sau potențialului uman pentru rezolvarea problemelor țării. Și de ce se propun următoarele necesități? Procesul de învățare prin armonizarea valorilor tehnologice și umaniste, bazele psihopedagogice ale formării incluziunii sociale și atitudinii civice active, tehnologii digitale și sistemul STEM în procesul educațional, dezvoltarea și valorificarea educației patriotice, a fost discuții civici sau patriotice, până la urmă am ajuns la concluzia să lăsăm patriotice în vederea consolidării identității naționale. Următorul. Nu, de-am aici. Dă-te, rog, următorul. Mișcă. A mișcat. Acum, care sunt așteptările la această prioritate? Pentru știință. Avansare și consolidare cunoștințelor fundamentale și aplicative în limbă, în literatura română, în istorie, în studii enciclopedice, în patrimoniul cultural, arte, etc. În contribuții la consolidarea societății bazate pe cunoaștere. Să știți că în mare măsură, nu numai de la matematică, fizică, chimie, biologie, vine societatea de cunoaștere. În mare măsură, societatea de cunoaștere, și de atât și-am format în felul următor. Vine de aici, de la științe umaniste. Și promovarea rolului științei în structura statală. Pentru societate, asta știința, deci, va avea de câștigat. Ce va avea de câștigat societatea? Soluții și intensive noi pentru modernizarea politico-juridică și social-economică a țării. Aplicarea legii, actului justiției și securitatea statului. Consolidarea nivelului de cunoaștere a societății și îmbunătățirea proceselor și serviciilor educaționale. Edificarea industriilor creative în Republica Moldova.
Astea sunt prioritățile verticale, dar dumneavoastră vă aduceți aminte că eu am arătat în Horizon Europe, în orizontul european, acolo sunt, deci, formulate priorități verticale și priorități orizontale. Care ar putea să fie, până acum, ce am vorbit eu, sunt priorități verticale, care se merg spre aprofundarea cercetării și cunoașterii. Acum, care ar fi prioritățile orizontale care ar sprijini cercetarea în Republica Moldova? Deci, pe lângă trei priorități acestea care am spus eu, verticale, noi propunem cinci priorități orizontale. Prima ar fi capitalul intelectual. Fără el nu putem să facem cercetare. A doua, tineretul, tinerii cercetători. A treia, infrastructura, inclusiv și infrastructura electronică. Următoarea, sinergia, mai ales sinergia dintre cercetare, dintre instituții și universități, dintre cercetare și business, dintre cercetare și cultură și artă. Și știința deschisă și internaționalizarea ei. Astea sunt cinci priorități orizontale care trebuie să fie plătite, susținute cu bani de către stat. Pentru ca să putem să spunem că da, domnilor, ei au priorități științifice și ei le-au realizat. Să luăm primul, capitalul intelectual. Care sunt necesitățile țării și a științei pentru dezvoltarea capitalului intelectual? Asigurarea unui nivel adecvat de finanțare. Nu poți să ții pe nimeni să stai aici, mai ales care sunt mai ingenioși, mai talentați, mai dotați, să se rămâi în țară. Ei pleacă. De ce trebuie de susținut? Printre alte, noi am observat. Așa face Portugalia, așa face Irlanda, așa a făcut Finlanda, așa a făcut Norvegia, că Finlanda era o țară foarte săracă, apropo, până 90. Așa au făcut ei. Au dat foarte mulți bani pentru a menține anume acest potențial intelectual. Și pentru asta noi considerăm că ar trebui să mărească în 3 ani de zile de la 0,35 procente din produsul intern brut, până la 0,55. Dacă noi avem astăzi 150 de miliarde PIB-ul, atunci noi ar trebui să ajungem atunci la cât? În jur la vreo 800 de milioane. 800-850 de milioane de lei trebuie să fie până în 2021 să fie majorată finanțarea științei. Dacă vor, treabă. Dar dacă nu vor, poți să rămâi pe loc, poți să dai și în jos. Dar numai să nu ne critici pe noi. Și tot aici la capitalul intelectual este un punct foarte important. Îmbunătățirea condițiilor de angajare, oportunități de finanțare, am vorbit, condiții de muncă și perspective de creștere în carieră. Să nu stai un tânăr, înțelegi, și spui că, iată, da, noi îți dăm acum un bonus, dar pe urmă treaba ta, fă și vrei. Creșterea graduală a salariului, iată că noi aici am scris și ți-e să fie. Acum, în 2018, salariul mediu pe economie este 6.150. Eu nu vreau să spun aici care este salariul cercetătorului, dar este mai mic. Noi trebuie să ajungem ca să fim medie pe economie. Și chiar mai mult. Tineri, am spus aici de acum, tot așa, am vorbit despre infrastructură, crearea centrelor de excelență. Deci vreau să știți că s-au creat vreo 3-4 centri de excelență în domeniul învățământului profesional, unde au ajuns, au adus nemții, germanii, au adus de la 10 până la 20 de milioane de euro pentru crearea acestor centri. Noi am fost împotrivă, că ele s-au creat nu prin concurs, dar s-au creat prin hotărâri de guvern. Dar totuși avem un centru de excelență în Strășeni, un centru de excelență în Stăuceni și încă un centru de excelență nu știu unde. Au primit mulți bani, absolut s-au schimbat, s-au făcut reparații, au adus echipament pentru pregătire. Și deci au început să aibă conexiuni cu antreprenoriatul pentru ca să pregătească specialiști pentru Republica Moldova. Eu cred că și aici ar trebui noi să mergem pe calea aceasta ca să creăm centri de excelență în domeniul cercetării și să vină țările ca Germania, ca Franța, ca Finlanda, ca Norvegia și să facă investiții între aceste centri de excelență. Următoarea este infrastructură. Nu, eu zic, noi trebuie să mergem, eu înțeleg, dar asta nu e nimic absolut utopic, pentru că eu vorbesc de ce a făcut acum guvernul. Infrastructură prin concurs, am spus, a centrului de excelență. Sinergie, am spus, sinergia ar trebui să fie între universități și institute, pentru că instituțiile să nu supere universitățile, că tot timpul spun că iată Academia le-a încurcat universităților să facă cercetare. Noi știm ce e asta universitate, Republica Moldova și asta institut cercetare. Eu cred că noi ar trebui să impunem agenție, nu să impunem, dar să prevedem
în documentele agenției care organizează concursurile, ca prioritate să dea celor care o să facă concurs comun, instituții cu universități, instituții universități cu business-ul, instituții universități cu societățile acestea de arte, pentru ca să fie mai aplicative, așa cum în medicină. În medicină, cercetările, în mare măsură, sunt imediat aplicative, pentru că el a cercetat bolnavul, a cercetat boala, a cercetat medicamentele și imediat, înțelegi, face experiență pe, și imediat se primesc aplicații. Deci e bine ar fi să aibă lucrurile acestea, și cele agricole, și cele deci, tehnologice, și așa mai departe. Deci noi considerăm că această sinergie trebuie să fie impusă prin lege, prin acte normative, ca cercetătorii noștri să se regăsească în societate. Și știință deschisă și internaționalizare, eu vă spun foarte sincer, eu sunt pentru știință deschisă și lucrul ăsta n-am vorbit nouă dată, dar eu n-am acceptat și foarte greu accept inovațiile deschise. Eu consider că inovațiile deschise sunt pentru țări dezvoltate, pentru ca să ne fure proprietatea intelectuală. Eu poate n-am dreptate, dar asta este părerea mea pur personală. Cum propunem noi să fie finanțate aceste priorități? Prima, 135 de milioane, a doua, 145 de milioane, a treia, 90 de milioane. Aceste sume care noi le-am pus aici, acest cot, acest raport, este și astăzi. Dar noi am propus ca să fie cam cu 10% mai mare decât anul acesta. Și eu cred că noi nu putem să ne pornim în reformă sau să ne pornim, deci, de exemplu, pentru că astăzi este altă situație pentru comunitatea științifică, astăzi guvernarea, politicul își asumă deci, povara administrării și susținerii științei și inovării, pentru asta îi trebuie să mărească finanțarea. Am spus și mai încolo, precedent și scris și aici, mai departe. Acum, acțiuni aferente la aceste priorități. Nu, noi propunem ca să fie abrogat. Este scris acolo, este abrogat. Deci, strategia de cercetare și dezvoltare care noi am elaborat-o și ei până în 2021, ei n-au inclus-o în program ca să abroge strategia inovațională. Noi considerăm că tot trebuie să fie abrogată, trebuie să fie totul nou. Așa? Și în afară de aceasta, noi propunem ca să fie abrogate direcțiile strategice care au fost aprobate în 2014 de Parlament, care s-au învechit și trebuie să deci propuse aceste direcții noi, cu argumente, cu mai departe. Și perioada realizării noi considerăm în felul următor. Aceste direcții trebuie să fie prioritare pentru comunitatea științifică și pentru țara noastră până în 2021, până în 1 ianuarie, dar până atunci de elaborat noi direcții strategice cu noi argumente, reieșind din ceea ce va propune până la urmă Uniunea Europeană și va propune în general comunitățile științifice internaționale, pentru că din 2021 toți încearcă să pornească deci, pe o nouă cale de valorificare a potențialului științific național în domeniul cercetării. Stimați colegi, asta a fost prezentarea mea. Nu vă spun domnul Cancian, că eu replicile mele au fost așa de... Bun. Acum vă rog întrebări. Întrebări, sugestii, propuneri? Eu am propuneri. Poți? În linii generale, acest document era într-o măsură care corespunde cu cel care a venit de la minister, unde se privede și prioritățile și toată procedura de activitate științifică a instituțiilor științifice. Vreau să spuneți că în documentul prezentat de minister, destul de bine este analizată situația în știință. Destul de bine. Da, preambula. Noi, acel complet al documentului... Nu. Chestiunea următoare, îl discutăm. Acum numai asta. Asta, aceasta. Eu, ca să fiu mai exact, am să vă citesc. Am înțeles acest document aici. Analiza acestui document denotă despre necesitatea perfecționării fundamentale a acestui document
în baza priorităților dezvoltării economice și sociale ale țării și vectorului de dezvoltare științei mondiale. Reșând din obiectivele de dezvoltare durabilă adoptate de 193 de țări la summitul privind dezvoltarea durabilă, Guvernul Republicii Moldova a elaborat și a adoptat Agenda 2030 de dezvoltare durabilă la contextul Republicii Moldova, în care sunt determinate obiectivele prioritare de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova, printre care, în viziunea noastră, într-o oricare măsură, sunt generalizate astfel. Creșterea economiei. A doilea, securitatea alimentară, promovarea unei agriculturi durabile. A treia, asigurarea unei viețe sănătoase și calității vieții. A patra, educație de calitate și învățare pentru toți. Cinci, schimbările climei și impactul ei. Protejarea și utilizarea durabilă a apei și a ecosistemelor terestre. Următorul, repararea degradării solului și stoparea pierderilor de diversitate, industrie și inovație. Aceste obiective ar trebui să fie punctul de reper în determinarea priorităților de dezvoltare a științei. În acest document, prioritățile verticale, de care a vorbit domnul președinte, sunt calitatea securității, tehnologie emergente, le amintesc, și societatea cunoașterii. Denumire, societate cunoașterii și industrie creative. Două slogani care n-au nimic între ele comun. În cele orizontale, ați văzut capital intelectual, tineri, infrastructură, sinergie și știință. Analiza priorităților enumerate, atât verticale cât și orizontale, denotă că ele nu reflectă obiectivele de dezvoltare durabilă, dar prezintă niște noțiuni asociate alogic și nefiind similare între ele. Sau nu exprimă nici un sens. De exemplu, ce fel de, să zicem, strategie, tineri, pur și simplu tineri, sau sinergie. Dumnezeu, vreau să zic că ce cu dumneavoastră, doamnelor, care ați elaborat așa ceva? Din lipsa de timp, în continuare vom analiza doar o prioritate strategică. De exemplu, prioritatea strategică, calitatea și securitatea vieții. Ea include, conform opiniei autorilor, acestui document, așa domenii prioritare ca genetica, fiziologie și biochimie plantelor și animalelor, mai departe, securitatea energetică. Eu vreau ca dumneavoastră să conștientizați. Și seismologia și construcții durabile, solul, etc., care nu au atitudine mijlocită la calitatea vieții și poate nu la sănătate. Sol n-are? Doamne ferește. N-are. Doamne ferește. Mai departe, coloana ce privede reflectarea necesităților de dezvoltare a științei și țării nu descifrează adecvat domeniile prioritare și nu redau provocările și argumentarea corespunzătoare domeniilor prioritare. Nimic. Nu-i nimic. Mai departe, în coloana în care se specifică calitatea de potențial,
existent pentru rezolvarea priorităților, sunt enumerate abrevieri care sunt indiscifrabile și care nu redau potențialul științific adevărat. Nu se știe ce potențial științific este în corespunzătorul aliniat. Reșind din obiectivele de dezvoltare durabilă, prioritatea strategică, calitatea securității vieții necesită să fie devizată. În, zic, asigurarea unei vieți sănătoase și calității ei, securitatea alimentară și promovarea unei agriculturi durabile, educația de calitate și învățare pentru toți. În scopul perfecționării priorităților strategice care au fost prezentate aici, se propune de a crea comisii complexe compuse din savanți, cercetători științifici care specializează în domeniul studierii științei, nu cobedă, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, business-ului și comisii de reforme care la guvern și atineretului. În orice caz, sigur că acest document nu poate să iasă din incinta Academiei fără a fi revăzut. Mulțumesc, domnul Crăcean. Vreau să vă aduc aminte tuturor că acest document a fost creat în urma discuțiilor de acum de o lună de zile la secțiile dumneavoastră. Și noi, eu v-am spus, și noi, în principiu, am reformulat cumva, le-am aranjat pentru ca ele să corespundă unor documente asupra căror sunt cerințe speciale. N-am inventat. Ceea ce domnul Cancian spune despre priorități strategice care încă nu sunt... Ceea ce spuneți priorități strategice a țării care nu sunt, sunt în curs de elaborare, sunt în curs de dialog cu societatea, aceste până în anul 2030, vreau să vă spun, domnul Cancian, că aceștia absolut nu sunt, nicio prioritate din acestea nu este legat de știință. Niciuna. Și dumneavoastră, dacă așa le laudați și dumneavoastră le susțineți, eu cred că dumneavoastră, pur și simplu, asta ați făcut-o dintr-un punct de vedere foarte subiectiv. Dar noi nu am inventat nimic. Chestia aceasta care se fac, proiecte strategice naționale, ele se vor baza și pe prioritățile care noi le propunem în știință. Dacă noi nu o să le propunem așa cum trebuie, așa cum cer europenii, așa cum cere deci lumea internațională, o să fie foarte complicat. Eu vreau să vă spun că noi până anul ăsta am ajuns în top, noi cu armenii suntem în top cei mai buni după indicatori decât toate țările CSI, țările baltice în afară de Estonia și țările balcanice în afară de Slovenia. Așa că eu vreau să vă spun că noi eu v-am spus dumneavoastră că noi ne-am inspirat de practica și experiența tuturor țărilor și de practica și experiența dumneavoastră. Dar dumneavoastră, dacă considerați, bine, asta e părerea domnului Cancian Furdui, dar dumneavoastră, noi nu trebuie să fim retrograzi, că dacă fim retrograzi, eu sunt mai mult ca precis că aș trebuia să desfințez Academia. Pentru că țara vrea să meargă înainte, dar nu vrea să tragă țara Academia din urmă, dar vrea ca Academia să vină cu lucruri care sunt moderne, cu lucruri care sunt acceptate de către toată lumea. Și lucrurile astea noi l-am făcut. Noi am consultat acest document, vreau să vă spun, cu mai mult de 100 de persoane. Atât experți români, atât din România, din Europa, din Rusia, apropo. Și credem că trebuie totuși noi, pentru că noi nu avem mult de gândit. Conform legii, secțiile propun... Domnul președinte, spuneți... Secțiile propun și prezidiul hotărăște.
Și noi vrem ca dumneavoastră totuși să aveți o atitudine destul de serioasă față de acest document. Să arătați ce ar trebui noi totuși suplimentar să mai adăugăm. Sau ce noi, de pildă, am greșit și de ce... Pentru că s-au discutat la trei secții, dar acum sunteți toți împreună. Eu cred că noi așa trebuie să discutăm acest document. Eu așa am procedat, am scris, nu că să vorbesc. Foarte bine. Da. Dacă așa ați procedat, suntem de acord ca să examinăm propunerea. Domnule, să experta s-a avut. Ce expresii sunt? Chiar și cum ați citit acum? Că avansarea cunoștințelor de dezvoltare experimentală. Ce vreți în vedere? Deci, doamnă Cancian. Industrie creativă. Deci, industria creativă este o prioritate europeană. Da. Avansarea, ceea ce a spus dumneavoastră, este scris în cod. Mi se pare că cum încel... Asta e definiție. Nu știu unde e scris, dar în codul științei și inovării a Republicii Moldova. Doamna Cădiuceană, nu-i vorba, e scris, nu scris. Dar cum? Dar și cum? De ce să mă conduc eu? Sau dumneavoastră, e scris ca, vreți să zic, marketing, și competitivitate economiei. Dar nimic nu se spune aici. Pur și simplu două slogane care se luate împreună și nu e... Dar ce trebuie de spus aici, domnul Cancian? Marketingul este piața. Perfecționarea. Stai o leacă. Competitivitatea este competiția. Astea sunt două noțiuni foarte generale, dar foarte importante pentru dezvoltarea țării. Încă o dată vreau să vă explic. Domnul președinte, asta se... Lăsați, domnul Cancian. Da, poftim, terminăm. Nu, eu am spus întrebări să fie. Deci, prioritate de domenii cei mai atractive. Dar n-ar fi necesar o reiesă a domeniilor neatractive, care nu și nu se discute, că după de bunbunii țări, deci turistul, a domeniilor nu s-a cerut nici o profundă. Deci, Da, apăsați pe buton acolo pentru ca să... Apăsați, vă rog, pe buton. Opinie este că noi avem un document, văzut că programul... Domnul Cancian, o minută. Sunt scăpat 3 ani de zile, acum se prevede ca tematica să vii 3 ani de zile. Ce poate fi făcut în 3 ani de zile experimental? Multe se poate făcut în 3 ani de zile, într-o se poate făcut mult. Nu știe biologia, dar într-un alt spate face 1 milion și 200 de milioane. Bine, spuneți. Deci noi avem un document foarte serios. Guvernul Republicii Moldova... Domnul Cancian Furdui. Apăsați-vă pe buton. Pare cu privire la aprobarea programului național de cercetare și din 2019 până în 2022. 46 de pagini. Eu pot să vă spun că eu cu toate nu le-am citit. Dar însuși crearea unui asemenea document este un efort și este o necesitate. Doamne, dacă ce-am furtut, dați-mi voie să vorbesc, ascultați-vă. Vă ascultați-vă, dacă vreți. Doamna Cancian Micu, eu vă rog, vorbiți. Deci, dacă pot vorbi, permite moarte. Deci, este un document foarte serios pregătit. Eu vă rog atenție, ascultați că nu întrebați ce vorbește. Bine. Eu cred că din ceea ce a spus președintele și din ceea ce este expus în acest document se poate face o sinteză. Că era unul gheie care îi spune o teză și încă o teză și o sinteză. Și o sinteză care ar ușura și ar demonstra sau ar accepta domenii, deci de perspectivă, domenii necesare și ar ușura celor care vor să facă ceva în știință și dacă au ceva să facă. Și până aici tot e bine. Altceva, că 46 de pagini, tot ce e lung, nici nu se citește, nici nu se scrie, nici nu se citește, dar nici nu se execută. Asta e clar ca bună ziua. 46 de pagini, eu am citit vreo 10 pagini și aici am foarte multe observații. Când e vorba de energie,
regenerabile, cine chiar soarele regenerabile. Eu am propus la secție să fie scris bioenergie, că aici e și agricultură, și știință, și bioenergie. E cea mai regenerabilă, dar e una care noi, că noi mare n-avem, dar energia mărilor e regenerabilă. Dar noi nu avem. Și de ce să comprimăm? Inclusiv sau în special energia regenerabilă. La cele patru domenii, nici nu trebuie schimbat nimic acolo, pagina 8, un cuvânt să adaugă. În special, mai sunt așa și gramatica nu e, nu e respectată de multe ori. Dar asta eu nu știu ce sunt gramatică, chiar citește, este ordinul substantivul la singular, verbul la plural, deci mai multe, dar așa nu știu. Deci când e vorba de hotărârile sau executare, măsurile de executare, 19 pagini, nimeni să le citească și nimeni să le execute. Și următoarea ce-ar fi necesar să puneți-mi acest document, să-l aprobăm, ca bază. Cancean, domnul Cancean, noi nu vorbim până de documentul ăsta, vorbim de prim document, acela alt, a doua chestiune, discuție, a doua. Deci, eu vreau să vă spun o chestie, domnul Cancean, ca să vă explic. Eu văd că dumneavoastră ați ascultat, dar pur și simplu nu m-ați înțeles pe mine. Sunt două documente, conform legii, un document care legat de prioritățile științifice naționale le elaborează Academia și le dă la Minister și la Guvern. Al doilea document, Programul Național de Dezvoltare, elaborează Ministerul și ne-l dă nouă să-l discutăm. Dar trebuie să dăm o opinie asupra acestui program. Suntem de acord, dar după. Și să facem mai bun. Dar după. Suntem de acord, asta după. Trebuie să vorbim despre acestea. Da, poftim, domnul Cancean. Eu vă rog foarte mult. Domnul Cancean, înainte de a vorbi, vreau să stați puțin. Vreau să spun încă o chestie. Ceea ce a spus domnul Cancean Furdui și a laudat programul de la ăsta care până în 2030. Domnule, eu l-am arătat aici, domnule. Iată, ăsta este proiectul care se discută astăzi și pus pe toate site-urile ca să se discute. Eu v-am spus, noi am preluat aceste 10 priorități strategice naționale până în 2030 și noi vrem să le completăm pentru că aici am de 8 în știință. Și atunci am spus că nu ne-a plăcut dacă nu este știință și noi propunem să le completăm cu prioritățile noastre. Asta a fost ideea. Poftim, domnule. Da. O secundă, vorbește doamna Cancean, stați puțin, doamna Cancean, deci Ciobanu, Mitrofan. Da, poftim, dumneavoastră, pe rând, vă rog, pe rând. Stimați colegi, onorată asistență, eu consider așa, este proiectul guvernului, adică elaborat de minister, el a fost dacă ați văzut, preambula este foarte bună. Asta e altceva. Dar și noi nu putem face prea multe modificări. Una, doilea, noi nu avem când... Asta nu e această întrebare. Asta e a doua. Asta e a doua. Asta e alt document. Eu vă rog, eu vreau să spun așa, că noi dumneavoastră ați spus ce ați spus. Și fiecare specialist în domeniul lui, ce se reflectă domeniul lui. Iată, noi, matematicienii, informacienii, am văzut că în acest document e bine reflectat. Și susținem și ei și eu s-au propus. Mulțumesc, doamna Cancean, deci Ieșan. Eu vă rog încă o dată, atent ascultați, noi discutăm primul document. La primul document, da. Avem niște propuneri redacționale, domnule. Poftim. Deci, în linii mari, consider că da, s-a lucrat, s-au acumulat și s-au formulat prioritățile principale. Dar, la blocul nostru de priorități, am lideri socio-umani, cu limba română, cu moștenirea culturală, cu enciclopedie, cu istorie. Iată chiar un titlu acestui bloc de compartimente, nu știu cum acolo e în mijlocul cercetări enciclopedice. Și este numai enciclopedie, la enciclopedie se fac cercetări. Dar de fapt la toate aceste domenii de cunoaștere, limbă, literatură, istorie... Este mai sus și mai jos. Noi am unii, scuzați, doamna Cancean, noi am unii cercetări enciclopedice. Asta voi ne-ați propus, secția, apropo. Enciclopedice și filozofi și pentru edificarea societății bazate pe cunoaștere. Da, toate sunt cercetări, doamna Cancean. Toate. Acum, la istorie, eu am vrut să propun, fiindcă nu eu am participat la elaborarea documentului final,
Dar iată acum ultima instanță. Eu propun ce punctul acela cu istoria. Eu vă citesc. Sunt două. Patrimoniu istoric și arheologic în plan național și european. Și al doilea. Istoria Moldovei în dimensiunea națională și regională. Iată, istoria Moldovei, acesta eu propun altă variantă. Spuneți? Istoria Moldovei rămâne bucata asta așa și în continuare, în context național, regional și universal. De acord. Iată-mi formulat. Așa, pentru altele, ai fost așa, au propus, dar pur și simplu aici s-au discutat că în context și au hotărât totuși să fie dimensiune națională și poate să fie dimensiunea națională, regională și internațională. Nu în context, dar în dimensiune. Cum spuneți voi asta? Eu cred că o să fie mai apropiat de problematica istoricilor. În context. În context. Ok, bine. În context regional. Național, regional și internațional. Național, regional și universal. Universal. Iată formula care îmi propune. De acord. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Doamna Caimcean Moscalenco. Apasă pe eu aș vrea să spun că noi trebuie să nu numai să enumerăm acele direcții care trebuie să dezvoltate, dar trebuie să menționăm și să arătăm cum trebuie să fie aceste deziderate să fie atinse. Eu cred că principala activitate care trebuie să o menționăm și care trebuie să o recomandăm a ridica nivelul școlii superioare și rolul științei fundamentale. Este imposibil de a ridica, de a obține noi proprietăți ale naturii, de a le descoperi, de a le implementa și pe baza aceasta de a ridica nivelul țării, fără știința fundamentală. Ceea ce se face acum, în prezent, în științele naturale, nu sunt la facultățile care sunt responsabile pentru aceste direcții, fizica și matematica aproape că sunt excluse. Este imposibil de a obține noi rezultate în tehnologii, nanotehnologii. Nanotehnologiile viitorul, pe baza cărora poate fi obținută o dezvoltare a oricărei țări. Și aici, fără mecanica cuantică, fără matematică superioară, imposibil de a obține noi rezultate principiale noi. Deci eu să pot, că noi trebuie în primul rând să arătăm care e metoda, care pârghie prin care noi putem ridica nivelul țării. Școala superioară și știința fundamentală, răspunsul ăsta. Imposibil în toate științele naturale de a obține noi rezultate principiale noi, pe baza cărora ar putea fi obținute rezultate implementări și produse noi, fără noi legități, fără a descoperi, fără fizică și matematică. De ce n-ați analizat ce s-a petrecut în secolul trecut? Secolul trecut, dezvoltările și toate performanțele principale au fost obținute pe baza științelor fundamentale. Și deci noi trebuie, dacă vrem, să propunem ceva real, folositor societății, noi trebuie să dăm cont cum a fost și de ce a fost și care e mecanismul principal al dezvoltării omenirii. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc, doamna Caimcean, vreau să vă spun sincer că propunerile dumneavoastră au coincis cu propunerile care le-am primit o oră în urmă, sau poate două ore în urmă, de la Caimcean Bersuche. În privința stipulării în unde este fizica și chimia materialul și proceselor, să stipulăm componenta cuantică, componenta fizică a materialelor și eu accept chestia aceasta și eu cred că noi o să reformulăm și o să includem chestia aceasta pentru că din punctul de vedere a dumneavoastră și a Caimcean Bersuche, noi încă avem specialiști din acest domeniu și noi ar trebui să folosim, să utilizăm pentru a-i valorifica. Eu sunt de acord și noi acceptăm chestia asta. Ți-am arătat, am vorbit înainte de aceasta cu domnul. Da. Mersi. Încă cine vrea să vorbească, domnul Spână, profesor Spână.
două chestiuni foarte simple. Eu nu mă axez pe chestiuni prioritare, dar în agenția noastră, deci din banii care sunt alocați pentru știință, undeva 97% se duc pentru salarizare. Restul poftim pentru echipament și așa mai departe. Deci, propunerea mea este de a, eu știu, de a încerca de a pune nu 10%, dar cel puțin 5% sau 20%. Că ei sus au să mai treteze. Deci, asta e ideea. Deci, cu 97% pentru salarizare, dar restul pentru deplasări utilare și consumabile, nici știința fundamentală, sau nici aplicativă, viitor n-are. Domnul profesor, ce vreți să spun eu dumneavoastră? Las-l, ce vă spun? Ce vreți să spun? Eu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că astăzi, îndeoște banii ăștia sunt foarte puțini. Aduceți-vă aminte că din 2009 noi n-am primit niciun bănuț pentru infrastructură. Și aduceți-vă aminte cum am procedat noi și ce ați făcut voi, că ați făcut foarte bine. Noi am deschis oportunitățile la proiecte bilaterale sau proiecte europene. Iată, alături dumneavoastră este domnul Cancian Tudiraș. El a primit de două ori, în ultimii vreo 3-4 ani de zile, de două ori, două proiecte mari de 300-500 de mii de euro, cu ajutorul cărora a procurat echipament. Eu nu zic că toți pot să primească. Deci eu zic că este și aici oportunitate. Dar uitați-vă, aici la infrastructură, uitați-vă ce e. Domn profesor, aici unde noi am spus infrastructură, e că aici sunt tineri care doamna Cancian Furdoi a criticat. Noi am spus tineri pentru că aici tot ne-am certat între noi la prezidium, că am spus, eu spunem tineri cercetători, nu tineri, toți tineri. Bine, nu e nicio problemă, aici nu e strategie. Aici pentru tineret noi trebuie să facem ceva. Și uitați ce spune aici în infrastructură. Dar mai sus, dacă guvernul ar accepta să se mărească în aici 3 ani de zile la 0,35 până la 0,55, măcar cât e 0,07, 0,08, încă cu vreo 300 de milioane, atunci banii aceștia ar merge pentru susținerea infrastructurii. Asta a fost ideea. Ca să mărească nu pentru bine și salarii, dar mai ales pentru infrastructură, că costurile sunt la infrastructură. Noi suntem de acord. Dar dacă nu o să folosiți oportunitățile acestea cu Uniunea Europeană, cu fondurile astea care sunt, cu fel de fel, o să fie foarte complicat. Pentru că, uitați, eu încă o dată vreau să vă spun, iată, acum nu de mult, m-am întors din Armenie. De fapt, armenii au altceva. Armenii au diaspora lor. Dar cu ajutorul diasporii, ei au făcut un centru internațional de IT, unde au cheltuit 300 de milioane de euro. Dar astea, ei dacă sunt bogați ăștia diasporii, noi e că avem și noi un ciuhrii bogat, da? Care a luat de la tatălui invențiile, le-a dus în România și apoi în Rusia și are foarte mulți bani. Și el acum face investiții. El și dă, printre altele, dă pentru bursii, dă pentru cercetători, e gata să dea pentru infrastructură și îl poftim. Căutați-l, găsiți-l, adresați-l, mai sunt și alți oameni de afaceri. Dar asta este ca un adaus. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie depus de bază și când e vorbit, înțelegi, dacă noi să vorbim că aici noi nu ne înțelegem, să știți că toți o să aplaudă. Dar dacă noi să ne înțelegem și o să avem o poziție unică, că în infrastructură, dintre astea 10% care le dăm, 8% mari pentru infrastructură, 2% pentru salarizare, eu cred că noi atunci o să putem să susținem mai ales aceste decizi mai mulți bani. La sectorul 2, la strategia 2. Deci, pentru că aici e mai mult echipament, aici sunt mai costisitoare. Eu m-am încercat să vă răspund la întrebarea de asta. Încă cine dorește? Dacă nu dorește nimeni, eu am o propunere. Deci, ținând cont de propunerea domnul Cancian Furdui, domnul Cancian Ieșanu, domnul Cancian Moscalenco, domn profesor, domnul Cancian Mitrofan Ciobanu, Noi am lucrat mult, doamna Cristian Mitrofan Ciubanu, cu doamna membru corespondent Svetlana Cojocaru și, în principiu, eu cred că aici formulările sunt adecvate. Pentru că noi am avut unele formulări, domnul Tighineanu, deci a ieșit la doamna Cojocaru, el a dumneavoastră și până la urmă am ajuns la consens. Deci și noi vrem ca. Noi propunem că încă vreo două zile, acum, documentul ăsta eu propun lui Igor ca să-l trimitem dumneavoastră pe site-ul, e pus pe site-ul nostru la preluat, apropo, eu am trimis la vreo 100 de oameni. Ăștia din AVA, ăștia din altă parte, repede l-au propus, vor cei din Uniunea Europeană să pui pe site-urile lor și eu cred că noi mai avem încă 2-3 zile ca dumneavoastră să veniți cu propuneri și noi să-l îmbunătățim.
Acum acolo a ridicat mâna domnul profesor Rapcea, vă rog. Stimați academicieni, onorată Steze, noi din partea comunității științei și tineret, oameni de rând, am înaintat o propunere ca la modificarea codului de știință și inovare. Ca adaosul pentru gradul științei la doctori, doctori habilitați, să se mențină VAG-ul. Și atunci ar fi o oricare mobilizare a tineretului, a tuturor cercetătorilor care iese din știință și el iese cu ceva adaos la pensie. Așa vei vă plac. Deci e trebuie văzut întrebarea, propunerea noastră. Eu îl întreb pe domnul academician Guceac, vicepreședinte. Noi putem în documentul ăsta sau notă informativă să spunem despre această doleanță de a include? Noi am înaintat la modificarea codului și eu nu știu din ce cauză, nu s-o poate. Din ce cauză, că acolo trebuie bani. Eu că îmi spune, mi-aduc aminte. Deci noi am promovat, eu mi-aduc aminte că dumneavoastră chiar în scris ne-ați dat-o. Ori dumneavoastră au cineva... Da, și noi le-am dat-o, dar ei în ultima instanță au scos-o. Eu cred că chestia aceasta s-ar putea, de exemplu, noi să o formulăm separat, din numele nostru, și să o transmitem la Guvern Parlament. Acum ea, deoarece deci, guvernarea a ieșit cu o inițiativă ieri foarte bună de a face ca minimum salariu să fie 2000, unde noi am putea acum, ca o decizie separată, să o trimitem lor, unde să propunem ca... aceste indemnizații de doctor habilitați fie viagere, ca și indemnizațiile membrilor academici și indemnizațiile oamenilor de cultură, tot viagere. Și am putea, dar e ar putea, deci probabil cineva trebuie să le decide. Poate da. Locotineanu să-i trimite. Domnul academician Locotineanu. Da. Personal mi-a promis, nu numai mie, dar la o grupă de mai trimitem o dată. Eu propun să mai trimitem o dată. Mai trimitem o dată. Este, eu vreau să spun că o să aibă efect, chiar și electoral efect o să aibă, dacă o să înțeleg. Mai sunt alte propuneri? Deci este o propunere ca noi în două zile să așteptăm încă alte propuneri, dar să ținem cont de ceea ce s-a vorbit astăzi și să-l definitivăm și undeva joi vine să-l trimitem la guvern. De acord, da? Eu vă mulțumesc. Dă Doamne ca să accepte ceea ce este aici, pentru că este format bine. Eu vă propun să mergem la două chestiuni și să oferim cuvântul vicepreședinților cancelilor coordonatori a secțiilor. De la care secție începem? Poftim. Domnul Guceac, prima secție, secția științe socio-economice și umaniste. Mulțumate, domnule președinte, distinși academicieni, dragi colegi, proiectul Programului Național de Activități în sfera cercetării inovării este un document diferit decât cel analizat noi anterior. Dacă prioritățile strategice sunt elaborate de Academia de Știință a Moldovei în virtutea atribuției conferite prin lege, Domnul Cancian, atunci Programul Național este elaborat de Ministerul de Resort, este un document de politici și este transmis Academiei pentru avizare. Deci misiunea noastră este de avizare. Deci Secția Științe Sociale, Economice, Umaniste și Arte a avut o ședință ieri la care au participat majoritatea membrilor. Cu părere de rău, unii colegi nu au avut posibilitate fiindcă au fost implicați în alte ședințe. Vreau să recunosc că noi, spre deosebire de unii din antevorbitori, nu am apreciat acest document ca fiind unul bun, nu am înaintat propunerea ca el să fie susținut. Invers. Membrii secției și colegii mei și-au exprimat indignarea vis-a-vis de faptul că membrii Academiei de Știință a Moldovei nu au fost implicați în procesul de elaborare a unui document atât de important precum este acest program național. Și în același timp au fost și opinii revoltate vis-a-vis de termen foarte scurt care se pune la dispoziție pentru analiza acestui. Doar 10 zile lucrătoare, ținând cont de traiectoria pe care o parcurge acest document. Colegii mi-au rugat însă să transmit că noi, în principiu, susținem
Scopul urmărit de acest program, care constă în sporirea eficienței sistemului național de cercetare inovare, în perspectiva sporirii competitivității economiei naționale și a nivelului general de bunăstare. Totuși, noi am constatat caracterul categoric și nefundamentat al afirmației care se conțin acest document, că până în anul 2022, sistemul național de cercetare inovare va deveni unul eficient și competitiv, așa, și care va oferi soluții la probleme care se confruntă societatea. Această afirmație sau sarcină pe care și-au asumat-o autorii proiectului vine direct în contradicție cu o constatare care se conține chiar în compartimentul 1 al programului. Fiindcă autorii constat că cheltuielile pentru cercetare și inovare sunt mai puțin de 80 de ori decât în media pe Uniunea Europeană și în aceste condiții, zic ei, este greu să concepem o traiectorie de dezvoltare accelerată a domeniului. Dar mai sus, cu două alineați, susțin că noi spre 2022 vom atinge culmile dezvoltării. Aceasta cel puțin pe mine mă convinge că documentul nu a fost citit cap-coadă de cineva și constă din anumite fragmente care sunt lipite, preluate din alte documente inclusiv și din strategia cercetare-dezvoltare pe care am elaborat-o noi împreună cu dumneavoastră într-o atmosferă absolut diferită decât acest program național. Vă aduceți aminte că noi am fost în toate universitățile, în toate instituțiile, am prezentat și am discutat acest document de politici. Aceste și alte vulnerabilități ale sectorului cercetare-dezvoltare remarcate în program, într-adevăr, reprezintă bariere substanțiale. Textul documentului, în varianta examinată, cu toată aprecierea atenției acordate îmbunătățirii guvernanței și sporirii eficienței sistemului cercetare-inovare, în special promovării specializării inteligente, este mai puțin consistent în ceea ce privește dezvoltarea științei vizind sfera spirituală, consolidarea spațiului valorii, probleme de ordin societal. Considerăm că acesta ar trebui să se regăsească în program, drept prioritate, de rând cu celelalte menționate în punctul 16. Eu vă dau citire doar la una din priorități, să vedem dacă o să vă placă dumneavoastră, care este reflectată aici în punctul 16 din acest regulament. Textil, îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele. Mulțumite, domnule Cancean Forbdui, poate această formulare este mai potrivită, dar ea nu spune mai mult nimic decât o descriere a unor domenii. Iată în ce manieră sunt reflectate aici anumite priorități. Concomitent, constatăm că programul reflectă insuficient direcțiile ce țin de suportul acordat de către instituțiile cercetare în procesul de elaborare a politicilor publice, precum și domeniul de cercetare ale științelor sociale și economice. În general, există necesitatea conceptualizării clare a esenței documentului, din textul acestuia urmând să fie expuse confuziile de ordin terminologic, mai ales atunci când se fac referire la noțiuni precum ar fi priorități, direcții prioritare, direcții strategice, etc. Un amalgam de noțiuni care induce în eroare cititorul și utilizatorul potențial acestui document. Astfel, Codul privind la știință și inovare, în articolul 27, definește programul național în domeniul cercetării și inovării ca fiind principalul document de politici prin care guvernul stabilește prioritățile și obiectivele de dezvoltare. Adică acesta este matricea în baza căreia urmează să fie elaborate toate documentele cu reglementări în domeniul cercetării și inovării. Proiectul însă nu oferă claritate privitor la prioritățile de dezvoltare în domeniul cercetării și inovării, care urmează a fi aprobat de guvern, utilizând concomitent această noțiune în context diferit, fapt ce poate provoca incertitudini pentru persoane interesate. De exemplu, în punctul 16 al programului se face referință la direcții strategice ale activității din sfera științei și inovării, la direcții prioritare de specializare inteligente. Utilizarea noțiunii prioritate în diverse contexte creează impresia utilizării la întâmplare acesteia. De exemplu, printre problemele identificate de autori, sunt menționate următoarele formule, unde este întâlnit noțiunea prioritate. Prioritățile activității de cercetare inovare, prioritățile de politici sectoriale, domenii prioritare din domeniul cercetării și inovării, noi priorități naționale cercetare inovare, priorități pe termen mediu, priorități de specializare inteligentă. Care este noțiunea cheie de la care noi trebuie să pornim și de la care să ne raliem? Reamintim că în conformitate cu Codul privind la știință și inovare în redacția actuală, prioritățile strategice
ale domeniilor cercetări și inovări se identifică în funcție de necesități și sunt dezvoltate în programul național. Adică, ceea ce elaborează acum Academia de Știință a Moldovei, prioritățile care le-am dezbătut noi cu atâta ardoare în prima parte a ședinței noastre, urmau să fie incluse în acest program național. Deci așa cel puțin consacră codul. Cu toate acestea, în proiectul program se menționează că activitățile cercetare inovare se vor realiza în perioada 2019-2020 în baza direcției strategice ale activității din sfera științei inovării, adoptat prin hotărârea Guvernului. Și că tot în această perioadă, printr-un vast exercițiu participativ, vor fi identificate noile priorități naționale cercetare-inovare pentru anii 21-27. Și noi avem deja solicitarea Ministerului să elaborăm noi priorități. În opinia autorilor programului transmis pentru avizare, acesta vine cu o viziune integratoare asupra cercetării-inovării, depășind, zic autorii, fragmentarea creată prin existența două strategii sectoriale, strategia de cercetare-dezvoltare, strategia inovațională. Cu toate acestea, în proiect hotărârii Guvernului, care însoțește acest program, privind la aprobarea documentului în cauză, se prevede abrogarea doar a strategiei cercetare-dezvoltare. Și aici apare întrebarea. Cum autorii și cei care sunt factorii decidenți azi în domeniul inovării dezvoltării au de gând să soluționeze această fragmentare? Dacă strategia inovațională rămâne în vigoare și apare acest program național care, de fapt, sincer vorbind, nu este altceva decât o calchiere a strategiei noastre cercetare-dezvoltare și completată cu noi noțiuni și categorii. Membrii secției totuși au propus ca în perspectiva perfecționării acestui proiect în vederea îmbunătățirii lui, fiindcă noi știm că guvernul în ultimul timp nu prea a pleacă ureche la opiniile Academiei de Știință, noi am propus și unele completări, ceea ce țin de promovarea științelor sociale, economice și îmbunătățirea relațiilor din domeniul cercetare inovare, cum ar fi, de exemplu, lansarea unui program de finanțare a proiectului cercetare prin sporirea participării sectorului cercetare inovare în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor publice naționale și sectoriale, elaborarea unei metodologii de finanțare și evaluare a cercetărilor destinate științelor social-economice, care vor contribui la inserarea și direcționarea rezultatelor cercetărilor în optim în procesul de elaborare a politicilor socio-economice, care se axează în contextul acestui proiect și vor fi formate în conformitate cu cerințe înaintate față de asemenea exerciții. În final, noi propunem ca avizul care va fi prezentat de secția științe sociale, umanist și arte, să fie sintetizat cu avizele care vin la celelalte secții și să fie adresat celui care a solicitat avizarea acestui program național. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Acancean, pentru așa o foarte bună prezentare și abordare, destul de critică și destul de serioasă. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă dumneavoastră aveți întrebări către domnul Acancean Guceac. Am eu întrebare, domnule. Dumneavoastră sunteți de acord că prioritate vor avea acele finanțate, acele lucruri care se fac în asociere cu cei din Europa. Adică, eu punctul virgulă sau două puncte, noi avem probleme țara care sunt specifice pentru țară. În așa caz, dacă noi mergem în conformitate cu ceea ce e scris acolo, adică necesitățile specifice ale țării rămân afară. Da, eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, doamna Gagean, mulțumesc. Dar oricum noi, în contextul relațiilor de globalizare, nu ne putem separa de la lumea care ne înconjoară. Sigur că noi trebuie să avem grijă, în primul rând, de problemele cu care se confruntă societatea în cadrul căruia abităm noi, dar în același timp trebuie să ținem cont și de realizările științei mondiale, în regionale. Filosofia concursurilor organizat pentru obținerea proiectelor, vor fi lansate concursuri în cadrul priorităților. Și deja în cadrul priorităților vor fi formate mai multe teme
Deci, prioritatea este mai largă după volum decât tematică care poate să regăsească în cadrul priorității respective. Și noi azi nu putem spune din start că, iată, dacă formulăm prioritatea într-o anumită manieră, au șanse de a supraviețui sau de a obține câștig doar anumite domenii de cercetare. Noi trebuie să formulăm prioritățile mai larg în cadrul acestora să se regăsească cât mai multe centri de cercetare, instituții, domenii, etc. Corect, foarte corect. Încă întrebări? Eu am o întrebare. Uitați-vă, dumneavoastră ați vorbit despre cei că nu s-a abrogat strategia inovațională și nu s-au abrogat direcțiile strategice aprobate de Parlament în 2014 care nu se regăsesc în lege. Da, în lege nu se regăsește noțiunea de direcție strategică. Eu vreau să vă întreb. Asta este poziția secției de a propune Ministerul și Guvernului ca în acest document să abroge aceste două documente. Propunerea privind abrogarea hotărârii de Parlament este deja în primul document, care noi, dacă îl aprobăm azi, îl susținem. Și noi putem să-l reiterăm și aici, da. Da. Strategie inovațională tot, susținți ca să fie tot aprobat. Da, sigur, da, sigur. Încă ce întrebări sunt? Da. Ce întrebări sunt? Nu, să vă mulțumim, luați loc. Următorul este cine la noi? Care vice? Unde domnul președinte? Este el? Da, domnul președinte, poftim. Da, în locul domnului Tighineanu, cine prezintă? Da, bine. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Academiei de Științe, referitor în primul rând la prima problemă, strategie și domeniul societare, eu vreau să confirm faptul ca martor că s-a lucrat foarte mult. S-a lucrat, s-a discutat, au fost discutate, dacă nu vreo trei variante de proiecte, dacă nu patru variante de proiecte, până am ajuns la acea variantă ultimă care a fost azi raportată de, prezentată de domnul președinte, care diferă chiar mult de cea precedentă și are un aspect într-adevăr așa și științific și cu am în vedere care prezintă interesele științei după părerea mea personală. În cazul de față, bineînțeles că eu singur așteptam niște propuneri concrete, așa cum a făcut-o chiar domnul academician Ieșanu, care poate fi luat în considerație într-adevăr. Dar vreau un lucru să confirm că s-a lucrat foarte mult asupra formulării acestor domenii. Și strategiile se formulez, și domeniile, și necesitățile, și așteptările la toate acestea. Nu e atât de simplu. Nu e atât de simplu. Doi. Noi avem deja anul ăsta o experiență. O experiență tristă. Noi am formulat regulamentul nostru de Academie de Știință, a propus regulamentul de alegere a noilor membri Academiei de Știință din rândul doctor și doctor habilitați. Bineînțeles că, nu știu, într-o măsură oricare el a fost luat în considerație, dar guvernul a venit cu totul alt regulament. Și totul a fost înaintat la Academie de Știință pentru aviz. De două ori a fost înapoiat acest guvern, criticat, da, de către Academie de Știință și până la urmă tot acest a lor regulament a fost aprobat. Deci în cazul de față, trei, am în vedere când vorbim noi acum la problema noastră care o discutăm acum, cu privire la proiectul de program național în domeniul cercetării inovării, eu n-aș merge la critica mare acestui proiect. Proiectul, dintr-un punct de vedere, noi trebuie să ne bucurăm, oamenii de știință, comunitatea științifică, că statul, guvernul, uite, înaintează un proiect care e consacrat anume domeniul științei și cercetării, comunității științifice. Și acest proiect, e clar că el este scris, dintr-o dată se observă, este construit altfel. După un alt principiu, nu așa cum construiem noi până acum. Nu suntem noi deprinși cu construcția asta a unui proiect de presupune de priorități sau a unui program. Într-adevăr. Dar este vorba de altceva. Eu o să înțeleg că el este îndreptat la Academie de Știință. La cel mai înalt for științific. Unii activează în cadrul Academiei de Știință, noi suntem toți membri Academiei de Știință,
cei mai experimentați oameni de știință, care au în spatele lor o viață de experiență, de experiență, de activitate în știință. Pentru ce? Nu pentru așa ca să fie criticat, dar pentru așa ca să vină cu propuneri de a-l perfecta. Și noi, fiecare din noi, asta se cheamă, fiecare din noi să venim cu o propunere în interesul științei ca să-l perfectăm în folosul nostru, să adăugăm ceva. Cu regret vreau să spun că tare multe, multe propuneri la acest proiect n-au pervenit. Noi ieri am discutat și drept secția nouă, eu am în vedere de acum secția nouă, noi ne-am adunat aici în această sală, am discutat și iată cu care noi venim amendamente la acest proiect mai concrete și opinii, poate. Eu vă le citesc dumneavoastră. La articolul 4, după sintagma societate și mediu, de adăugat sintagma ambient. Dar de ce? Fiindcă în text pistăt merge mediu industrial, mediu economic, numai nu de special ambient. Pe noi ne interesează, în primul rând, științele vieții, mediu ambient. Iată de ce trebuie neapărat de adăugat sintagma ambient. La articolul 16, strategia, unde este vorba despre materiale, tehnologii și produse inovative, de exclus sintagma și necesită o susținere substanțială din partea acestuia. Ei de prisos. Sau este o greșeală, nu știu. Dar ei nu trebuie sintagma asta ca să fie acolo. Tot la articolul 16, direcție prioritară, energie regenerabilă. Este propus de a adăuga sintagma și bioenergie, adică energie regenerabilă și bioenergie, care toți suntem cointeresați. Și cel mai important la acest capitol este de a adăuga un punct, adică este vorba de industrie unde putem să ne implicăm, unde putem noi să implicăm noi, oamenii de știință și de, în eficientizarea industriei, este vorba de industria farmaceutică, care nu este inclusă aici. Ce vreau să spun aici? Eu cunosc foarte bine situația și eu am mai vorbit odată în fața dumneavoastră privitor la medicamentele autohtone. Am vedere de savanță, de cercetători în nord, sunt elaborate foarte, foarte multe medicamente indigene, autohtone, anual, și sunt foarte bune, inofensive. Da? Mai mult ca atât, ele sunt accesibile populației, nu atât de scumpe. Și totuși industria noastră, care noi o numim națională la noi în țară, îi produc medicamente licențiate, acele care cumpără o licență, le produc din străinătate, scumpe, numai decât și cât mai scump, cu atât mai bine, să se învârtească procentele, da? Numai nu medicamente naționale. Iată de ce eu propun aici industria farmaceutică, pentru că totuși, medicamentele noastre naționale, autohtone, n-aș spune naționale, autohtone, indigene, ele trebuie să se producă la noi în țară. La capitolul 2, scopul, obiectivele generale și specifice ale programului. La punctul 6, indicații de progres și performanță. În tabelul de monitorizare, punctul 1, coloana indicator de monitorizare, după sintagma apeluri de proiecte de cercetare lansate, de inclus sintagma metodologie sau mai bine poate regulamentul de evaluare a proiectelor de cercetare. Eu vă rog atenție a proiectelor de cercetare. Noi, Academia de Știință, să evaluăm toate proiectele de cercetare. Iată de ce se cere o metodologie în cazul de față, care nu este inclusă acolo. Noi trebuie să avem această metodologie care să ne conducem toți împreună după aceeași metodologie. 6. La punctul 6, indicator de progres și performanță, tabelul de monitorizare, punctul 2, coloana indicator de monitorizare, de omis alineatul 5 cu sintagma conceptul doctoratului industrial elaborat, fiindcă el se repetă acolo, de fapt, în zi. La planul de acțiuni pentru implementarea programului național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2019-2022, de determinat ponderea mijloacelor financiare pentru cercetare pentru fiecare, măcar ponderea ca să cunoaștem noi, care pentru fiecare domeniu, da? Care nu este fixat. Și la punctul 1.4.2, evaluarea națională, internațională a școlilor doctorale, de omis, deoarece nu se referă asta la cercetarea științifică. Astăzi am în vedere amendamentele care noi le propunem la proiect, da?
Dar avea, este vorba de obiecție, avem și o obiecție foarte principală, care s-a discutat mult în cazul de față, dar este vorba de folosirea în planul de acțiuni a sintagmei în limita mijloacelor financiare. Ce și nu ne aranjează? Ce înseamnă limita? Ce și ai în buzunar numai? Sau cum? Dar noi, este vorba de altceva, ținând cont de faptul că în ultimii ani finanțarea la știință a fost foarte, foarte modestă, slabă chiar. Adică eu am în vedere altceva, că e nu că a fost mică, e o diminuat în fiecare an. Da? Și am ajuns la limita de acum de supraviețuire, pur și simplu, a științei. Și dacă noi vorbim de cei de în limitele, cum este în limita mijloacelor financiare, de unde noi știm că e nu a fi și mai mică decât acum? Iată de ce, mai ales la compartimente, noi n-am avut finanțare la așa compartiment cum ar fi procurare de utilaj și echipamente. La compartiment salarizare, nicătând la faptul că 90 ori 95% mai mult încă din finanțarea științei merge la salarizare, dar trebuie avut în vedere altceva, că tinerii cercetători care se angajează la lucru, care îi angajăm la lucru, au un salariu mai mic decât salariul minim de existență pe țară. Și azi când au mărit salarizarea la toți cu 8%, și la oameni de știință, la cercetători, tot cu 8%. Adică diferența s-a făcut și mai mare în cazul de față. Chiar și salariul mediu a cercetătorului științific de la academician până la cercetător e 4.500 față de 6.000 mediu pe țară. Iată de ce noi socotim, aici e un element foarte important a programului care trebuie să prevadă și finanțarea, adică investițiile în programul ăsta. Fiindcă numai cu o reformă, care vor face reforma și că noi lichidăm mai multe laboratoare ca să le susținem pe alții, nu ar face altceva decât să pierdem încă jumătate din cercetătorii științifici care avem azi și așa de puțini. Iată de ce elementul ăsta de finanțare, noi vrem să-l vedem. Care e el? Numai cu o finanțare mai bună, poate reformele care vreau să le... Cât ele ne place, nu ne place, dar sunt reforme, da, azi. Reformele se poate să aibă succes numai cu o finanțare adecvată a științei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Tot propuneri foarte interesante. Eu iarăși vă întreb dacă dumneavoastră susțineți aceste abrogări, pentru că a două documente care în principiu nu sunt în... Care abrogare care, rețin de deci, în primul rând, a priorităților vechi, ca să aprobe peste noi. Nu, eu am spus de acum că eu sunt de acord, fiindcă ele bine. altfel arată bine. Inovativ, bine. La nivel... Eu am aici o propunere. Nu, să mai sunt întrebări. Deci vreau să spun o chestie. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și cred că noi chestiunea aceasta, domnul Doracanciun, trebuie să o includem în documentul care noi să-l propunem. Noi până în 2009 am avut un trend. Ne-am înțeles? Deci nu. Eu nu zic de atât pentru că am concurat, cum se spune, cu fost președinte sau domnul Gropa, Canciunea Gropa a concurat, dar noi am avut un trend pozitiv din 2004 până în 2009. Nu, eu nu zic poate legat de cei că noi ne-am sacrificat. Da, imagine. Dar am avut un trend pozitiv și trebuie să ajungem până în 2009 la ce procent? Până la un procent. Un procent. Și trebuia să fie un procent, da. Dar numai s-a schimbat deci, guvernarea și imediat noi am căzut la 0,3%. Dar eu sunt de acord cu domnul membru corespondent că noi trebuie să avem un trend pozitiv. De ce și-am inclus aici? Să în fiecare an trebuie să fie trend pozitiv pentru ca să putem. Ce dăm la concurs, ce dăm la infrastructură, ce dăm la salarizare. Și atunci o să rămâi și tineretul. Și atunci o să vrei să stea în țară și să lucrez, pentru că eu să vadă că există trendul ăsta și ei trebuie să susțină, să lucreze și așa mai departe. Și a doua chestiune este. Deci înseamnă că noi ne-am înțeles cu dumneavoastră, dar la această adunare general, în afară de aceste două chestiuni, noi am acceptat încă propunerea să duci domnul Rapcea. Da, el și-a rezolvat problema și-a plecat. Dar eu propun totuși noi să acceptăm. Să acceptăm, să formulăm și să transmitem guvernării de astăzi că Academia de Știință propune ca să fie viagere pentru doctor habilitație, dar viagere pentru cei care au lucrat în institute și în universități. Nu pentru cei care s-au susținut, dar pur și simplu au lucrat unde au lucrat. Numai cei din institute și universități, din știință și din educație. Și a doua chestiune. Eu vreau să vă propun ca noi să acceptăm.
Domnul vicepreședinte a lucrat aproape o an de zile, dacă nu mai mult, și a pregătit un document de salarizare a oamenilor de știință, a cercetătorilor. A fost cu documentul ăsta la Ministerul Muncii, la noi, l-am discutat. Și el este foarte bun, el este foarte bun. Pur și simplu, acum, el poate să ia foc. Eu mă gândesc ce se întâmplă. Și eu propun ca noi să-l acceptăm. Acum îl mai ajustăm acest document unde cercetătorii primesc bonusuri, unde cercetătorii primesc salarii mai mari din rezultatele care le aduc. Și ei pot, deci, în general, aceasta pot să fie atractiv pentru tineret și pentru oameni de știință. Eu propun ca noi și acest document să-l acceptăm odată, să-l ajustăm și să-l trimitem la guvernare pentru examinare. Pentru că acum când o să fie legea salarizării, să ții cont și de ceea ce s-a elaborat la Academie. De acord, da? Da. Mai sunt întrebări? Îi mulțumim, domnul, da? O secundă. Domnule președinte, prin faptul că vom primi salarizare, da. Undeva totdeauna acolo e subliniat infrastructura. Da. Eu aș crede că noi avem nevoie și de un nucleu științific. Dacă rămâne numai infrastructura, atunci e infrastructura. Ce-aș propune? Da. Poate ca să fie de la Dumnezeu, sau mai știu eu ce, să zicem doctorii habilitați în țară, fondul de aur a țării, intră în salarizarea care va fi propusă de guvern. De altfel, care e situația? Mâine poimene nu trec 2-3 proiecte, 5 sau 10 doctori habilitați s-au plecat. Poimene pleacă altcineva. O să rămâi infrastructură. Așa. Dați să ne gândim cum ar trebui să avem nucleul științific care ar fi finanțat de guvern, așa cum propun pentru infrastructură. Eu cred că propunerea noastră este foarte bună pentru acel regulament care astăzi se pregătește, dar încă mi se pare că e absolut de-abia să gândesc la el, despre finanțarea instituțională. Noi am ieșit cu ideea ca să fie finanțarea instituțională, finanțarea nu numai paznicul și directorul și deci dedicatoarele, dar să fie finanțat și un nucleu de cercetare cu un salariu bun care ei se ocupe mai departe cu participarea la concursuri naționale, internaționale și să atragă finanțe pentru acest institut. Și eu cred că iată, acolo trebuie să fie concurs cei mai buni și cei mai buni. Domnul Cancian Gulea, din partea secției științe exact ce genere știi. Jumătate de ce am vrut spun eu, tot de cum a spus. Așa, cel care la urmă tot timpul se duce și culege roadele celor de la început. Da, eu mulțumesc. Dar pe ce predecesorilor mei, domnului academician Guceac și domnului membru corespondent Presacaru, secția de științe matematice, fizice, chimice și inginerește a discutat documentul respectiv. Sunt un șir de amendamente pe care noi le propunem aici pe două pagini. Eu nu știu dacă este cazul, eu să le dau citire. Dar în linii mari, deci aș vrea să spun că majoritatea celor care au fost la secție au susținut ideea că în finanțarea instituțională, adică ce s-a vorbit numai ce, este vorba de a finanța nu numai carcasul, sau schelet, cum zic, să nu rămână numai scheletul. Dar și capacitatea. Dar și capacitatea de a putea menține această instituție, adică de finanțat un nucleu. Cine va fi acest nucleu? Cine va forma acest nucleu? Tot putem noi să-l formulăm, clar că avem și niște idei, dar eu socot că este important de a introduce aici propunere, că de a finanța nu numai carcasa, dar și în această infrastructură să fie introdus un nucleu de cercetători care ar putea să dezvolte mai departe deci, această instituție. Că de altfel rămânem gol-goluți. Da, exact. La comportamentul 1 deci, se propune la punctul 15 de a adăuga
lipsa unui sistem eficient de susținere a implementării inovațiilor. Lipsește aceasta. La punctul 16, direcțiile prioritare de adăugat și biomedicină și farmaceutică. La punctul 17, direcția 4, de completat cu menținerea unui nucleu, de ce am vorbit, de cercetători în instituțiile de cercetare și universități. La punctul 17, direcția 4, de completat cu pregătirea cadrelor de înaltă calificare și crearea unui sistem eficient de susținere a implementării inovațiilor. La compartimentul 3, acțiunile de ce urmează a fi interprinse, la obiectivul general 1, îmbunătățirea guvernanței și sporirea eficienței sistemului, elaborarea și aprobarea metodologiei de finanțare națională, de completat cu textul care să asigure menținerea unui nucleu de cercetători în instituții de cercetare și în universități. Asta e la alt punct. La obiectivul specific 1.4, îmbunătățirea mecanismului de finanțare a proiectelor prin introducerea finanțării bazate pe performanță, de completat cu consolidarea prin comasare a școlilor doctorale. La obiectivul general 3, infrastructura corespunzătoare standardelor internaționale și deschise utilizărilor de mediul de afaceri, obiectiv specific, elaborarea unei viziuni pe termen scurt și mediu de dezvoltare infrastructurii naționale de cercetare, asigurarea acestuia, de înlocuit cu asigurarea mentenanții și accesului la infrastructura de cercetare. De completat la fel cu implementarea mecanismului de cofinanțare a proiectelor regionale, europene și internaționale de infrastructură. La obiectivul specific 4.1, dezvoltarea instrumentelor pentru transferul cunoștințelor și rezultatelor științifice care către potențialii utilizatori, elaborarea cadrului normativ pentru introducerea voucherilor inovaționale este un element insuficient de completat cu punctul 4.1.4, elaborarea unui foi de parcurs pentru crearea instrumentelor juridice, financiare, economice și investiționale pentru facilitarea inițierii start-up-urilor inovaționale și spin-off-urilor care să fie urmat cu punctul 4.1.5, lansarea unui program suport pentru inițierea de către cercetători a start-up-urilor inovaționale și spin-off-urilor. La referință la punctul 5.3.4, nu este clar de ce se abrogă hotărârea Guvernului 790 din 22 octombrie 2012 privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie de pe lângă Uniunea Europeană, monitor oficial, din 2012. Ca ulterior, prin 5.3.4, să aibă loc restabilirea activității Oficiului Republicii Moldova prin Știință și Tehnologie de pe lângă Uniunea Europeană. La obiectivul specific, dezvoltarea colaborării tehnico-științifice, bi și multilaterale în domeniul de interes reciproc, de completat cu consolidarea participării Republicii Moldova la programul Vastisiu. Și ultima, deci este vorba de compartimentul 6, indicatori de progres și performanță la capitolul indicatori de monitorizare pentru punctul 4.1, pentru necesitățile socioeconomice după textul cadru normativ pentru introducerea voucherilor inovațional elaborat și aprobat, decompletat cu textul foaie de parcurs pentru crearea instrumentelor juridice, financiare, economice pentru a facilita inițierea și susținerea acestor start-up-uri și spin-off-uri. Asta deci este ceea ce propune această secție și dacă bine, mersi. Întrebări către domnul Cancian. Domnul Cancian, vreau să salut? Nu? Deci eu am o întrebare și atunci vă dau să-ți comentați. Vreau să-ți vorbim despre acest oficiu care noi cu greu l-am creat prin hotărârea a două guverne, a României și a Moldovei. În 2012. Pentru că România, prin hotărârea guvernului românesc,
ne-a acordat spațiu în oficiu românesc pe lângă Uniunea Europeană, pe lângă programul ăsta Orizont 2020, pe lângă programele științifice europene. Acum el se abrogă și se formează din nou. Se formează, după câte am înțeles, în cadrul Ministerului. Dar se abrogă pentru că a fost în cadrul Academiei. Eu, de fapt, am altă părere aici și eu vreau să mă consult cu dumneavoastră și dacă dumneavoastră o susține și noi putem să o inserăm. Eu am o propunere că nu în cadrul Ministerului, pentru că se transformă astfel de oficii, se transformă într-un turism. Eu propun ca să fie în cadrul agenției, unde este departament de relații externe, unde ei au nevoie de concursuri, ca să știi ce concursuri sunt în Europa. Acolo ei trebuie să aibă reprezentant, anume agenția de cercetare și inovare. Ministerul să facă politici, dar problema legată de concursuri, de relații cu Uniunea Europeană trebuie să fie agenții. De fapt, așa era la noi, nu? Așa era la noi, era. Și era la agenții. Academie, era la academie, dar se ocupa de ce agenție. Și așa eu propun ca noi să acceptăm și să propunem guvernului ca deci, la agenții se treacă, da? Se treacă, se abroge, că a fost la noi, dar să o treacă la agenții. Pentru că agenția fără acest reprezentant nu o să știe și nu o să poată să participăm. Ministerul este o chestiune mai mult birocratică. El face politici în domeniu, dar lucrează, execută agenția. Mie mi se pare că agenția ar fi mai relevantă să aibă. De acord, da? Bine, mersi. Cine? Da, domnul, a avut un comentariu, domnul Cancian. Referitor la noțiunea de infrastructură, de transare infrastructură, știi? Eu nu înțeleg cum, care să fie situația. La noi, Institut este, a fost prin întâlnit guvern și prin multe doi ani să creată colecția națională. Apăsați pe butonul, apăsați ca să... Nu, trebuie să scrie. Deci, acolo a fost creat în 2005 Colecția Națională de Microorganisme Patogene Unicale în spațiul românesc, fiindcă în România până astăzi noi așa colecție. Ce facem noi cu colecția asta? Fiindcă ea participă cercetări, dar nu poate participa la concurs pe un program în care câștigă, nu câștigă, trebuie să funcționeze. La Institutul Zoologie este colecția de muzeul de animale, la Grădina Botanică, colecția de plante, la Institutul Genetic, banca de gene și așa mai departe. Adică trebuie cumva, când s-a lucrat asupra nucleului și chestii, să aveți în vedere chestia asta. Mi se pare că noi putem să facem trei lucruri, pentru că nu poți într-o singură chestiune ca să... Prima, eu cred că trebuie să găsim, doamna Hanganu și domnul Igor, trebuie să găsim locul în priorități. Acolo ne vorbim despre nu știu ce acolo și noi trebuie să vorbim și despre aceste fonduri sau baze de date. Da. Deci voi ne ajutați ca noi să formăm. A doua chestiune, noi din numele dumneavoastră, a secției dumneavoastră, de la domnul Prisăcaru, propunem, vedeți unii spate de propus în Programul Național de Cercetare, anume acestea. Și a treia chestiune este legată deci de concurs însuși. Noi avem mai instrucțiunea, să vorbesc despre ea, instrucțiunea de evaluare a rezultatelor. Dar nu avem încă, nu este regulamentul de organizare a concursurilor. Și eu cred că acolo, în regulamentul cel de organizare a concursurilor, trebuie numai decât și de stipulat această chestiune, ca ei să aibă posibilitatea să participe și doamna Boaghe, împreună cu echipa ei, să includă finanțări pentru aceste proiecte. Cum poate colecția să participe la concurs? Ea trebuie să o menține. Avem 500 de turbine. Nu, adică e vorba de menținere. De acord. Sunt de acord, dar eu vreau să spun în general, ei nu vor. Asta și-a fost printre sensul întrebării. Cum putem să participăm la concurs? Că noi atunci înseamnă că... Relevant. Eu sunt de acord cu tine și eu vreau să spun așa. Atunci, dar noi trebuie să formulăm în felul următor. Ca în... Doamna Cancian, Rudi. Ca în finanțarea instituțională să fie inclus și aceste colecții. În afară de institute și fie și colecții. Da. Că am ajuns la... Împreună cu institutele, ele împreună trebuie să fie, da. Deci... Dar să vă spun în felul următor. Deci finanțarea instituțională se va face de către minister. Asta este. Tot eu nu sunt de acord cu chestia aceasta. Asta e un mare conflict de interes. Pentru că ministerul care elaborează politici, el trebuie să își finanțeze. De atât s-a creat agenția aceasta. Dar, mă rog, ei consideră că instituțional trebuie un minister. Ministerul duce răspundere și ei sunt fondatori. De ce ei consideră? Mă rog, asta e treaba lor, dar asta e o gafă, o greșeală.
Dar anume noi să dăm. Deci ministerul trebuie să includă în regulamentul cuvântului național, că trebuie să întâlnești nou acest regulament ca să consulte cu Academia, de inclus și colecțiile. Eu sunt de acord că concursul e altceva. Bine, mersi. Nu sunt întrebări? Luați loc. Deci, domnilor, ați ascultat pozițiile trei secții. Noi avem tot aici. Eu am dat acum întrebări la probleme legate de unele chestiuni. Noi am mai discutat cu vicepreședinții. Eu propun ca aceste propuneri a secțiilor să fie sintetizate și să fie elaborat un document și acest document până luni sau până vineri. Nu, încercăm până vineri. Dacă nu reușim, atunci luni. Pentru că deadline-ul sau maximum este marți, când trebuie să prezentăm documentul. Noi de ce vrem vineri să-l prezentăm? Pentru că luni se face ședința prezidiumului la guvern. Și dacă eu să-l primească vineri, tot ce posibil, că poate luni de acum să-l înceapă a discuta. Să nu se primească că ei miercuri la ședința de guvern o să pui în discuții și noi să nu întârziem. Eu asta vorbesc, pentru că poziția noastră este importantă. Dar încă o dată vreau să răspund. Ceea ce a vorbit și domnul vicepreședinte Presacaru. Noi propunem, dar decizia e de partea celor care guvernează. Dar noi propunem, noi am plasat-o pe site, noi am trimis-o la multe lume, toată lumea cunoaște ce propunem noi. Important este ca noi să fim convinși că ceea ce propunem corespunde și cerințelor și tuturor chestiunilor. Acum, eu mai am niște chestii, dar le trec la sfârșit, așa vreo 3-4 informații. Dar acum propun să trecem la treia chestiune, cu privire la membru de onoare a trei persoane din străinătate. Deci, a două persoane să le prezinte domnul Gulea, din numele secției, dar una vreau să vă propun eu, domnul Jurinov, Murat Jurinov, el este acadimician, a fost ales anul acesta președinte Academiei din Kazahstan, este tehnolog. Da, eu vreau să vă spun că a fost invitat la începutul anului de către el, de către Nazarbayev, unde am consultat deci conducerea Kazahstanului cu privire că ei vor să facă o reformă, ei consider că ei au greșit în 95-96 când au făcut reforma Academiei și au luat toate instituțiile și a rămas Academia goală și acum ei înțeleg foarte bine că fără Academie este foarte greu și vor să întoarcă sau să creeze noi instituții. Apropo, numai Institutul Jurinov a rămas, rezultate au dispărut când le-au dat la universități. Tot așa cum a făcut Turkmenistanul. Tot am fost invitat 4 ani în urmă sau 5 și l-am consultat pe un nou președinte, m-a invitat personal pe mine. Și acum în Turkmenistan. Turkmenbaşı a desfințat Academia și toate instituțiile ca nou președinte a țării, alt Turkmenbaşı care este acum, el a dat $1 miliard și a creat, mi se pare că 12 sau 13 instituții și a mai dat anul acesta $1 miliard. A întors toate indemnizațiile la toți acei care din 92. Și el, interesant, că eu am văzut personal în muzeu, era cu bilostecnic am fost și am văzut chestia aceasta. El a emis decretul de lichidare a Academiei de Știință, dar știți că el emitea decrete și îi plăcea să le comenteze. Și jos era comentat, în Turkmenistan nu poți fi nimeni mai deștept decât Turkmenbaşı. Da. Și acum, deci, înseamnă că ei îl restabilesc. Același lucru se întâmplă și cu Rusia. Dacă știți că Putin a semnat un decret, n-a vrut să meargă mai departe, dar a numit Academia de Știință ca Academia de Știință responsabilă de determinarea deci, tematici, priorități și tematici în domeniul fundamental. Și numai Academia de Știință poate să finanțeze cercetările fundamentale și numai ea poate să determine necesitățile științifice a țării. I-a dat mare, așa cum le avem noi acum, am să vorbesc mai jos, și iată chestia aceasta în Kazahstan. L-au ales din nou, pentru că el un bun coleg de-a meu, ne cunoaștem foarte de mult, pe Jurinov, l-au ales încă pe 5 ani de zile președintele Academiei, ca el să se ocupe cu reanimarea Academiei de Știință, deci din Kazahstan. Kazahstan e o țară mare, populația are puțină, dar știința rezolvă. Și noi ne-am gândit, dacă vreau să nu sunteți împotrivă, să alegem membru de onoare. N-am avut niciodată din... A fost numai din Ucraina, Paton, dar, și din Rusia, dar n-am avut din părțile acelea. Deși eu să vă spun, a avut un scandal. El este președintele Comisiei de Concurs a granturilor pentru tineret. Și granturi pentru tineret destul de mari. Granturi tineret ajung până la 10.000 de dolari pe an. Și mai mult chiar.
Și în rezultatul concursului, mai mulți au câștigat tineri care au plecat în alte țări, dar tot ce mă întreba Nazar Boiav, ce să facem cu ei care pleacă? Deci, ce să facem? Bonusuri de dat, granturi de dat. Și eu să vin. S-au câștigat mai mulți tineri care au plecat din Kazakhstan în alte țări, decât tineretul. Și tineretul a făcut o demonstrație, l-a chemat pe dânsul, l-a făcut o șoțet. El s-a răstit la tinerii ăștia naționali, că a spus că voi lucrați. Dacă nu, plecați pe scotar, învățați-vă, faceți știință și o să vedem. Și o leacă în internet la o, dar el, din punctul meu de vedere, a avut dreptate. A finanțat și acum o parte din tineret se întoarce înapoi, că el le-a dat grantul. Eu pur și simplu vă spun că s-a întâmplat așa ceva. Eu vă propun ca noi să-l alegem membru de onoare a Academiei noastre. Eu cred că pentru noi tot va fi onoare. Acum suntem tot mai apropiați, mai da. Apropiați. Sunt alte propuneri? Nimeni nu împotrivă? Nu. Eu dar tot ce vă mulțumesc. Eu fac cuvântul pentru deci următorii domnul. A fost discutat, așa că... Da, domnul Cânciu. Stimați colegi, membri Academiei, la secție, la biroul secției, deci au fost analizate candidatura unui savant chimist și a unui savant fizician din România pentru a fi aleși membri de onoare ai Academiei noastre. Este vorba despre Marius Andruh. Cum? Marius Andruh. Care este un chimist român, membru titular al Academiei, președintele secției de științe chimice acestea și director al Departamentului Chimie Anorganică a Facultății de Chimie a Universității din București. El și-a făcut studii la Facultatea de Chimie a Universității din București, a obținut titlul de doctor în 1988, în 84 începe să desfășoare activitate didactică în cadrul Academiei de Chimie Anorganică a Universității din București. A fost visiting profesor în foarte multe universități din Franța, Germania, din Cehia, Statele Unite și altele. La fel, este cel mai citat chimist din România. El are pe 7700 de citări și factorul Hirsch mai mare de 40-48. De asemenea, a elaborat deci, domenii noi în chimia, deci compușurile coordinativi în România, arhitectura supramoleculară la chimie coordinativă și magnetismul molecular. Este un tânăr, nu este un tânăr, este un academician citat în peste hotare și recunoscut în majoritatea universităților de prestigiu de peste hotare. A prezentat peste 100 de conferințe plenare și seminarii la care a fost invitat. De aceea, eu s-o pot, în afară de toate acestea, că având o experiență bogată, el a fost întotdeauna în Moldova, în Republica Moldova, a participat la toate conferințele noastre, colaborează cu foarte mulți chimici din Republica Moldova, de la Institutul de Chimie, de la Universitatea de Stat și hotărârea unanime a biroului secției este de a fi propus ales. Mulțumesc. Întrebări? Eu câteva cuvinte vreau să spun. O minută. Vreau să spun că eu consider că deci Marius Andruh, academicianul Marius Andruh, este cel mai mare chimist astăzi în România. Sunt supri pe mine nici Ionel Haiduc, fost președinte, chimist academician din Cluj, și nici Bogdan Simionescu din Iași, care toți sunt chimiști mari. Deci este... Nu, ei știu, pentru că eu n-au și supărat, pentru că știu. Nu, e ca așa, trebuie să poate mai supăr. Dar eu vreau să spun că este unul dintre cei mai mari chimici care promovează chimie coordinativă și chimie supramoleculară. Eu vreau să spun că el, când a fost la Institutul de Chimie, a fost la Noecia, la Institutul de Chimie a avut o prelegere, l-am întrebat cum crede el, ce trebuie să facem noi cu guvernarea care cere de la savanți să aplice rezultatele în practică. El a spus că eu sunt categoric împotrivă și în ce țară am fost, nici într-o țară lucrurile astea nu se face, decât la voi în Moldova, am fost la Uniune și la noi în România câteodată. Savantul trebuie să facă cercetare. Dar eu întreb din studiul, dar pentru cine trebuie să facă savant cercetare? În primul rând, savant trebuie să facă cercetare și să înțeleagă fenomenul pe care îl studiază. El să-l înțeleagă. După ce el îl înțelege, trebuie să împărtășească cu ceilalți.
Sau mai departe, dacă cineva are nevoie, n-are decât să-l consulte, n-are decât să citească, dacă are nevoie să facă business, sau mai departe. Eu răspund că el a răspuns foarte academic și foarte inteligent la această întrebare. Și încă o chestiune. El a scris în câteva volume istoria chimiei spațiului românesc. A introdus, până acum, Iant, a introdus numai pe Ablov. Pentru că el a absolvit facultatea de chimie la Iași. A venit aici. Înainte de a veni încoace, noi de jumătate de an ducem cu dânsul, deci așa negociem sau discutăm, vorbim. El a luat și a studiat tot ce fac moldovenii noștri. A venit și a spus că, domnilor, până nu de mult, moldovenii chimiști erau cu mult mai buni decât chimiștii din România. Și el are dreptate. Și acum el foarte apreciază școlile, a numit, a vorbit. El colaborează de mult cu ai noștri. Deci este o persoană care promovează știința moldavă, vine la noi, este un mare chimist, este invitat. El pur și simplu timp liber n-are, tot timpul are invitații în multe universități să citească legi. Deci cred eu că secția a avut o alegere bună. Mulțumesc. Este vorba despre Emil Burzo. Emil Burzo este fizician român, profesor universitar, specialist în fizica corpului solid, membru titular al Academiei din 2009, președinte al filialei Cluj-Napoca a Academiei Române din 2010. În prezent este director al Centrului de Excelență Fizica Corpului Solid și al bazei de cercetare cu utilizatori multipli. De asemenea, este președintele filialei din Cluj, am spus. În activitatea științifică este cunoscut prin lucrările sale de pionierat în domeniul magnetismului corpului solid și structurilor electronice ale compușilor pământului rare. A elaborat modele care explică proprietățile fizice peste 150 de noi sisteme de aleaje, compuși intermetalici și materiale supraconductoare. Rezultatele au fost publicate în circa 500 de lucrări științifice, în reviste internaționale, publicat 24 de cărți, în edituri de prestigiu. La fel este președinte al Comisiei de Știință a Materialelor Academiei Române, este doctor honoris causa a multor universități, între care și a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Ovidius din Constanța, Valahia din Târgoviște, Oradea și altele. A fost distins cu multe premii Academiei Române, dar cel mai important pentru noi, pentru cei de la Academia noastră, este că profesorul Emil Burzo a fost și este într-o strânsă colaborare cu cercetori de fizicieni din Moldova, începând cu anii 90 ai secolului trecut, acordând un suport esențial îndeosebi în condiții grele pentru cercetori din Moldova din anii 90. Deci, eu să cot că asta este foarte important. La momentul oportun a susținut știința fizică în Republica Moldova și merită pe deplin. Deci, biroul secției recomandă, unanim a fost votat și propune ca să fie acceptat. Mulțumesc. Eu vreau să vă mai spun că, da, eu sunt absolut cunosc și sunt de acord cu ce a spus domnul Cacianguri din secție. Vreau să spun că el, anul ăsta, anul centenarului, fiecare filială are premii, are câte 2-3 premii pentru cercetători din toată lumea. Și la ei premiile Academiei nu se dau la academicieni, este interzis conform regulamentul statutului. Premiile Academiei se dau la cercetători, numai nu academicieni, pentru că academicienii hotărăsc și de ce, ca să nu fie conflict de interese, se dau la... Și ei au primit o decizie, anul acesta, anul centenarului, se mâneze 2 premii. O premie a fost mânată, de fapt, domnul Cancian a fost din cauza din sănătății, domnul Cancian Valeriu Rudic a primit un premiu a filialei Academiei Române din Cluj și domnul membru corespondent Nicolae Dabija. Deci au primit 2 premii, aceste filiale au fost acordate la 2 academicieni din Republica Moldova. De aceea a spus, dar eu încă mai multe pot să vă spun, de relații bune care el le are cu savanții din Republica Moldova și eu cred că asta este un stimul pentru a-i oferi acest titlu de onoare. Întrebări? Dar el și mie nu mi-a spus, măcar... El nici mie nu mi-a spus de grame. El dacă mie nu mi-a spus de grame, pentru tine aș scot mai mult, domnul Cancian.
Apoi da, că eu doar nu sunt când trebuie de băut. Bine, glumesc. Bine, de acord, nu sunt nimic împotriv. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun aici o chestie, acum ca să terminăm, încă 5 minute. Mâine, noi, la ora 11, avem o adunare aici, a membrilor academici, mai ales a secției științe umaniste, unde va fi acordat titlul de membru de onoare a domnului vicepreședinte Academiei Române, academicianul istoric, de Baștine, născut în Lozova, așa e Victor Spinei. Deci noi... Spinei, Victor Spinei. El foarte mult ține la noi. El foarte mult lucrează cu Institutul de Istorie, cu istoricii noștri. A organizat acum un congres în Iași, la 31, mi se pare, undeva 1 septembrie. Da, Valentina? Da. Și a fost foarte mulți istorici au participat. În general, este o persoană foarte deschisă, dar el este un adevărat moldovean. Foarte cu inimă, cu suflet, deschis pentru noi. Face tot pentru ca să ne susțină. Și iată, secția umanistică, Institut de Istorie, l-a înaintat și noi l-am votat data trecută, membru de onoare, mâine o să fie mânat în semnele. Noi vă invităm pe dumneavoastră, pe toți aici în sala aceasta, să-l ascultăm pe domnul academician Spinei. Și mâine ziua lui de naștere, poftim. Apoi ziua lui de naștere, dar de acord. Pregătiți-vă, domnul Cancian Guceac, un cadou, așa, când doamneți-vă o sticlă de băutură bună. Așa, eu vă rog să vă spun încă câteva informații. Prima, stimați colegi, după ce deci a fost foarte mult se întinde, pentru că, mă rog, nu merge tot așa cum s-a preconizat, trebuie meditat, gândit, discutat și de ce deciziile guvernului s-au reținut. Dar noi la prezidium, două, trei săptămâni în urmă, am convenit că am format în baza sexelor care sunt trecerea celor la științe exacte, celor care erau la științele ale vieții, chimiștii, trecerea la științele exacte și am convenit că dăm de suprafețe din Academie de Științe secțiilor. Deci etajul 3, deci etajul 2 va fi prezidium. Etajul 3, aripa aceasta, da? Aripa aceasta, de cam până în margine, va fi secția de științe exacte și inginerești. Etajul 4, tot așa, etajul ăsta de aici până în margine, va fi secția științe ale vieții împreună cu centru până la coridor din partea aceea. Și etajul 3, centru până la coridor în partea aceea, va fi secția științe umaniste, socio-umaniste și arte. Eu am rugat vicepreședinței, am rugat pe toți, ca să înceapă să pregătească deci, birourile. Unii care nu au birouri din membri Academiei, în institutele sale, sau au probleme, noi le deschidem și doctorii care o să vină și o să fie, o să le deschidem să aibă birouri ca să aibă unii veni, lucra, să aibă unii stătea. Așa, deci noi ne-am înțeles cu domnul prim-ministru, cu guvernul, că dăm membrilor Academiei ca să aibă posibilitatea. Dar, în afară de faptul că dumneavoastră puteți să aveți birouri de lucru aici, în incinta, în blocul Academiei, pe aceste etaje, deci vicepreședinții, academicieni coordonatori, au săli de 30 de oameni, cam aproximativ 30-40 de oameni, poate să facă întâlniri cu dumneavoastră. Vreți puteți să faceți și aici întâlniri și în sala Azuriei, dar puteți să faceți. De aceea, deoarece guvernul, parlamentul, prin modificarea codului științei și inovării a acordat foarte mare atenție secțiilor, unde academician coordonator a secției care devine automat vicepreședinte a Academiei trebuie să fie votat cu 3 pătrini, da, mi se pare, domnul Cuncea? 3 pătrini, dar asta nu e autoritate. Cu 3? Asta eu am vrut să spun, că aceasta îi oferă o mare autoritate celui care va fi ales cu 3 pătrini. Nu este simplu. De atât dumneavoastră în secție, am trebuit să vă mai întâlniți din când în când la o cafea și să discutați cam pe cine doriți, cine trebuie să fie ales vicepreședinte. În afară de academician coordonator vicepreședinte, acolo mai sunt încă două funcții importante. O funcție este vice-vicelui, care tot trebuie văzut dintre cine trebuie de ales, și o secretar științific. Deci eu vă rog că noi încă nu avem întărite statele, dar sperăm că aici nu ne-ar dribla măcar. Și de ce eu știu acasă încălător și dumneavoastră trebuie să țineți cont de aceasta și eu vă rog să aveți grijă. Următoarea. Da. Dar
Deci, încă o dată vreau să vă spun, niciun institut nu este nici într-o secție, instituțiile toate sunt la minister. Asta este punctul. Și noi am decis și este și este pisare. Noi am trimis pisare. Uitați-vă, știți-ați și atunci o să vă regăsiți în ce secție sunteți. Dar vreau să vă spun deodată. Matematicienii, vă spun încă o dată, toți au rămas în felul următor. Numai matematicienii, fizicienii și chimiștii au trecut din secția prima care era, au trecut în secția științe exacte și inginerești. Restul se regăsesc acolo între aceste trei secții. Dar este lista. Noi, prezidium, am acceptat. Aurelia, mi se pare că mai citiți câteodată site-ul nostru. Tot este. Eu am avut în vedere dorința fiecărui chimist. Eu cu fiecare chimist am vorbit. Bersucher, Gulea, Lupașcu și Geru. Eu cu toți am vorbit. Nu, acolo unul numai a fost că să mai gândească. Până la urmă când am văzut că... Întrebați-l pe el. Vă rog, nu mă întrebați pe mine. Cu dânsul o să vorbiți după aceasta. Eu vă rog foarte mult ca să nu luăm din timpul colegilor noștri, discutați cu dânsul. Asta a fost o decizie asumată. Nu a fost o decizie asumată și până la urmă prezidiu a acceptat. Următoare chestiune. Domnilor, să încep, stimați acadimicieni, vicepreședinții știu, să încep audierele proiectelor bilaterale și proiectelor naționale. Noi prelungim mai departe, ca și în trecut, să ascultăm pe toți universitarii, instituțiile, toți trebuie să treacă și să fie audiați la noi. Care nu o să vină, nu o să dorească, conform instrucției sau regulamentul care l-am aprobat împreună cu doamna Boaghi și l-a însemnat, nu o să fie acceptați institutul, directorul, cu institutul nu o să fie acceptat, dacă nu o să vină la audieri publice, la noi. Nu o să fie acceptați pentru concurs, pentru viitor. Nu, acum doamna Hangano, împreună cu vicepreședinții, împreună cu direcția deci, de organizare a științei sirotile, cu dumneavoastră împreună o să organizeze graficul audierilor și în comun negocieri împreună cu Boaghi, cu Agenția de Cercetare și Inovare. O să facă un grafic și după acest grafic o să-l consulte cu dumneavoastră. După acest grafic, fiecare institut universitate trebuie să vină și să raporteze. Și așa noi ne-am înțeles. De la început, eu, de fapt, să vă spun sincer, am vrut să fiu numai un expert. Dar colegii mei au spus că nu, trebuie să fii doi experți. Trebuie să fii doi experți. Doi experți. Eu consider că unul din experți trebuie să fie numai decât un membru Academiei. Și mai departe noi avem doctor habilitați, doctor în știință, avem din societate să-i atragă și să facă. Doamna Boaghi va lua un expert confidențial pentru aceste proiecte. Noi luăm experți și audieri să le facem publice. Eu consider că discuția noastră cu toată comunitatea științifică în secții va fi o chestiune foarte bună. Noi ne-am ținut la nivel, ei vor avea o responsabilitate și noi prin aceasta păstrăm pârghie de influență a Academiei și statutul înalt de elite a oamenilor de știință și artă din Republica Moldova. Mai departe, următorul punct care eu vreau să vă spun. Stimați colegi, deci înseamnă că pe data de 16 decembrie, conform deciziei semnate de către doamna ministru Monica Babuc, expiră și deci vor fi aleși toți 40, probabil. Câți vor fi aleși, atâți vor fi aleși. Dar vor fi aleși doctorii habilitați care vor intra în componența secției. Și de ce eu cred că până la sfârșitul anului noi trebuie să constituim adunările secțiilor și adunarea generală a Academiei de Științe, pentru că la începutul anului, la anul următor, să începem a aproba documente, statut, regulamente, chestii, conform legii acolo se aprobă. Și în afară de aceasta, următorul punct care l-am scris aici, noi trebuiește să elaborăm raportul deci Academiei de Științe, Guvernului, pentru realizarea politicilor în domeniul științei cercetării. Acolo, deci, și ministrul o să facă, cred că, componenta mai mult financiară, dar componenta științifică o să fie la noi. Vă rog, ca să știți dumneavoastră, la secții nu ascultați componenta financiară. Are cine? Este fondatorul, sunt organe, noi discutăm ca și înainte, că noi avem și una și alta și
țin minte, unii academicieni facem observații, ajunge atâta, să-i ascultăm noi să vedem ce fac ei cu finanțe. Nu, acum noi trebuie să vedem ce știință fac, fac sau nu fac. Dacă o să fie o decizie negativă, noi suntem decizii negative și ei nu o să fie finanțați mai departe, să știți despre, despre lucrurile acestea. În afară de aceasta, există o problemă legată de concurs. Doamna Boaghe a anunțat concursul la monografie. În lege este scris că monografiile, concursul la monografie se face de Academie de Știință. Și eu am discutat cu ea, am discutat cu guvernul, în principiu nu e nimic împotrivă. Noi încercăm acum să cerem bani din buget ca să organizăm concurs asupra monografiilor. De editare. De editare, da. Și eu cred că în cazul ăsta noi o să putem să organizăm concurs a monografiilor printr-un membri Academiei. Nu o să ne dea mulți bani. Dar măcar membri Academiei să avem de aceasta. Deoarece a rămas în lege, încercăm să facem acest lucru. Așa mă gândesc eu și sper ca să reușim în felul ăsta. Și ultima ce vreau să spun. Pe data de 10 noiembrie este Ziua Națională și Ziua Internațională a Științei. Pe data de 12 iunie este Ziua Academiei. Noi nu putem să trecem alături de Ziua Națională și Internațională a Științei. Noi avem premiile Academiei de Știință. Eu vreau să vă spun așa o chestiune. De acum am văzut secția umanistică, secția științe ale vieții, n-am văzut secția... De acum, secția umanistică a publicat pe site-ul nostru. Eu vă rog, secția științe ale vieții, publicați rezultatele deci concursului la secții. Pentru că noi vrem, noi luni, la prezidiu mă ascultăm, așa și pe data din nouă vrem să organizăm la ora 10, în sala Azurie, adunare generală, unde să mânăm premiile. Noi ne pare foarte rău, eu încă o dată vreau să, nu că fac observații, dar pur și simplu să-mi exprim, așa, nu că nedumerire, dar părerea mea de rău să o exprim. Că mi se pare că numai la un singur premiu, în medicină, 35.000, apropo, nu sunt chiar bani puțini. N-am depus nimeni. Atâția medici vin tot timpul și spun, să bat cu unul în piept. Noi suntem cei mai mulți doctori, doctori habilitați. N-a depus nimeni dosarul. Ne pare foarte rău. Ne pare foarte bine că foarte mult tineret a depus dosarele să participe la concurs. Și ne pare foarte bine că a depus multă lume. Dar, din păcate, la medicină, ei cred că vor... N-a fost nimeni, n-a depus, domnul. Domnul președinte, n-a depus nimeni. La medicină, nimeni n-a depus. Nimeni n-a depus. Așa. Boris Melnic asta prin tineret, domnul, nu medicină. Da. Și de ce eu vreau să vă spun în felul următor. Noi la prezidium am discutat și am primit așa o, nu cu decizie, dar vreau așa o decizie. Dacă nu o să fie, n-o să fie doritori, anul următor nu anunțăm premii pe domeniul ăsta. Și gata, pentru că eu, noi înțelegem. Voi aveți bani și nu aveți nevoie de bani, voi nu aveți nevoie de onoare și zice, hai să o dăm altcuiva. Bine. Și noi vrem să discutăm la prezidium, să-l alegem, să-l nominalizăm la prezidium. Pe domnul, ascultați, vă rog, mai mâncă 30 secunde. Să-l nominalizăm la prezidium, la propunerea secției științe socio-umaniste, pe maestru deci Nicolae Botgros, doctor honoris causa a Academiei de Știință. Și el a spus că el gata ca să ne sprijine cu muzică lăutărească la procesul de mânare a premiilor. Deci eu vă rog, citiți site-ul nostru, urmăriți activitatea noastră, dacă ceva, telefonați, veniți, întrebați, noi suntem gata și să știm că dacă înainte noi eram foarte ocupați, conducerea Academiei era foarte preocupată de institute, astăzi, eu vă rog, domnilor colegi, stimați colegi, dacă înainte Academia, conducerea Academiei era foarte preocupată de instituții, un 70-80% era consacrate institutelor, administrării, acum 100% va fi consacrate dumneavoastră. Bine, eu mai am o leacă, vine altcineva la agenție pe altcineva, dar noi vrem să pregătim o bază unde să știe că Academia de Știință este o forță, este o societate, este o instituție foarte serioasă cu oameni serioși. Deci noi cu dumneavoastră trebuiască foarte mult să medităm și lucrăm la elaborarea unui regulament de alegere a membrilor Academiei în Academia noastră. Să nu pătrundă cumva întâmplători.
să nu dăm voie ca după aceea cuiva îi face un bine, că eu țin minte, dar eu am fost în perioada aceasta și țin minte pe toți, pe voi, și nu numai pe voi, dar și pe polițieni care vineau și ne băteau capul. Și acolo unde noi am dat slabincă, acolo am greșit. Și asta poți să spui, domnul Cancian Furdui, sincer, odată și prin totdeauna. I-am înțeles? Mulțumesc, domnul Cancian. Sunt întrebări la mine. O zi bună, vă doresc.